trecut aproape o lună de la vacanța de vară, iar astăzi hai să ne amintim de ultimele zile de vacanță cu voie bună. Cum l-am trollat pe Darius la vați ascunsele, acum acesta și-a bătut joc de mine fix de ziua mea, cum l-am trollat la școală și cum a mers în case bântuite. Salut, probabil nu mă vedeți, dar vă întrebați unde sunt. Ei bine, vedeți acest papagal și eu sunt papagalul. Astăzi o să mă transform într-un papagal și în alte animale. Uitați-vă aici, pot să fiu eu normal, pot să fiu o pisică, pot să fiu un pește dacă ne uităm noi bine, dar acesta trebuie să fiu repede în apă, că dacă nu o să mor. Pot să fiu foarte multe animale. Asta o să fac eu astăzi, o să mă transform în cât mai multe animale și pe lângă aceasta pot să mă transform și într-un flower pot, într-un glass și în alte blocuri. Dacă vreți să vedeți cum o să fac eu asta și o să-l trolezi pe Darusel, vizionare are plăcut. Și scrieți în comentarii cum ați vrea să nu mai trăiesc pe Darusel și în ce locuri. Astăzi o să fie ediția la Aquapark. Hai să vedem cum o să iasă, pentru că vara este pe terminate din păcate. Și vreau să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut vara 2024. În sfârșit, fraților, chiar mi era dor să revin aici și astăzi sunt alături de Darusel. Doamne, unde se duce prostă? Stai, mă, dar vestele, doamne, iartă, ce face ai parcat? Ai parcat, doamne, nu vine să cred, ai parcat ăsta aici, mă, omule, bă, da, prost ești, mă, dar vestele, în fine, hai că nu mai pot să mai ai de acolo, nu știu cum ai intrat cu el, dar ai, bă, că se, omule, bă, dar vestele, dar vestele, stop, dar... Ei bine, dar o să le fiu aici lângă mine, pentru că astăzi, Darusele, n-am venit să ne bălăcim în acopăr. Știu, Darusele, mai este foarte puțin să termină vara, Darusele, dar mâine o să ai o surpriză inedită, foarte multe surprize de fapt, Darusele, și pe lângă treburile astea, ce vrei, mă? Ce faci, mă, acolo? Mă, fină? Păi, pe asta e piscina de copii mii, adică da, e piscina pentru tine, da, Darusele, foarte adevărat, da, da. Darusel, nu ne scufundăm acum, dacă vrei poți să te ascunzi acolo, dar nu mai dau mai multe detalii, Darusel, pentru că Darusel, vino mai aici, omule, Darusel, hai că nu stăm acum să intrăm la acopar, Darusel, ne-am luat câteva zile aici, ci drept să venim să stăm aici frumos, ne-am cazat acolo la hotel, Darusel, dar ai răbdare că astăzi o să ne jucăm vați ascunsele, pentru că chiar mi-era dor aici, Darusel, și pentru că ești tot așa entuziasmat, Darusel, te rog să te duci afară la ușă și să te pui, Darusel, ai elitra, ai fire-orcuri, poți să le folosi, Darusel, dar... Baba, ok, ok, dar să o să zic eu când este gata totul. Hai să vedem, bun, deci mă duc eu în partea aceasta și fiți atenți, băieți, cum o să facem astăzi. Băi, fraților, ei bine, suntem aici, vedem, eu chiar nu am chestia asta să mă ascund, adică chiar nu pot să mă ascund. Ceea ce vreau să fac acum, în prima rândă, vreau să mă fac acel perot, practic acel papagal. Și hai să ne facem direct, să nu mai stăm mult la discuții, pentru că cu acest papagal, practic, astăzi o să-l trăiesc foarte frumos pe Darusel. O să fiu, practic, după el, o să-l văd în continuu, o să văd ceea ce face el. Și, practic, uitați-vă că pot să mă țin așa în continuu după el. Chiar sunt curios ce reacție o să aibă în timp, dacă o să se, practic, o să vadă acest papagal, o să-l sensizeze și ce părere o să aibă de el, că tot papagalul vede că se ține după el. Dar fiți atenți, pot să mă fac și altă culoare dacă mi-a trecut bine aminte. Fiți atenți, merge să mă fac, în fine, nu mai contează, nu mai fac, dar stăm aici și hai să vedem ce face ăsta, pe unde o fi, dacă e totul bine, dacă așa. Ok, deci vedem pe Darusel acolo, stă pe loc, ce tot facem ăsta. Darusel, alo, mă auzi, bă? Darusel. Ce? Bă, ce-i mașa e în pisti, mă, omule, Darusele? Hai, vino, gata, caută-mă, că nu te crede nimeni că adormi. Unde e? Hai, vino, că eu m-am ascuns, ce faci? Acum, bă, unde ești? Bă, Darusel, da... Doamne, stai, că e fluture asta. Bă, Darusele, unde ești, mă? Bă, ce faci, mă, pe acolo? Bă, Darusele, da, vezi că nu trebuie să folosești elitra aia în continuu, Darusele. Mai ai tu puțin de răbdărică, omule. Nu mai folosi elitra aia în continuu așa. Caută oamenii, că poate sunt într-o clădire, în ceva. Tu stai să folosești elitra aia în continuu, Darusele. Da, bă, fluture, unde ești, mă, fluture, fluture. A plecat fluture. Bă, fluture, fiantele. Lasă-mă, fluturi, Darusele, și unde, doamne, iartă mai că sunt un fluture, mă, omule, lasă fluturie, mă, doamne, Darusele, caută-mă odată că... Darusele, e pe bani, e pe bani concursul, e pe bani și e pe timp, Darusele, 3 minute mai la dispoziție, nu mai îmi interesează. Bă, uitați-vă la prostul ăsta, în primul rând el zice că e fluture și în al doilea rând el, dacă folosește litra asta în continuu, bă, frate, eu chiar nu pot să mă țin așa după el, ceea ce e foarte nașpa și e foarte prost copilul ăsta, dar oricum pe mine nu o să mă gândească niciodată, o să-i fac mai multe, nu o să stau toată ziua așa, evident că nu o să stau așa în continuu. O să mă mai transform mai multe chestii, o să mă transform și în obiecte și în chestii, o să stau și eu normal, pentru că vreau să mă găsească la un moment dat, să nu își bat așa loc, de ce nu mă găsește și asta, oricum e mare locul ăsta, sincer, e greu să mă găsească totuși, dar da, sincer, astăzi sunt cam rău cu Darusel, dacă... Dar...
cum? El cum e de fel în continuu, ia să vedem, fii să te înscrie. Rafale, unde ești, Rafale? Bă, te prind, te prind. Păi caută-l, Darxele, pot să zic că sunt aproape de la spawn. La fel, pot să zic, Darxele. Bă, lasă-mă, fluture, vorbește cu mine. Darxel, vorbești cu mine, mă, omule, ci că vorbești cu mine și după tu vorbești cu fluturile, pe mine nici mă mai bagi în seamă, vrei părerea mea și pe mine nu mai bagi în seamă, ce înseamnă asta, Darxel? Ok, ia zi, bă, Rafale! Ce să zic? Nu știu, mă, pleacă, mă, fluture, pleacă! Mă, ce fluture visezi, mă, Darxel, omule, ce fluture visezi, hai odată, mai vrei, a, păi, de ce mai striga, mă, mai strigat așa, să fie în temă, nu, pentru nimic altceva, doamne, un indiciu, bă! Un indiciu, ți-am zis, sunt aproape de spawn, dar să le pot să zic că probabil chiar te văd, dar să nu-ți dau. Adică aproape de intrare, mă, omule. Cum a... Bă, da, prost ești, mă, omule. Ah! Da, Darxel. Hai, omule, ce tot faci, Darxel? Vrei să-ți dau un indiciu și mai mare de atât? Da! Darxel, pot să zic că stau și mă relaxez, Darxel. Atât pot să zic. Stau și mă relaxez. E totul foarte frumos, Darxel. Mă relaxez foarte frumos. Și viața minunată. Ce pot să zic altceva mai mult de atât? Tu ce faci? Eu te caut, tu! Ei, caută, mă, omule. Hai, mă caut. Ce, doamne, iar mă faci pe la piscină? Parcă era piscină. Parcă era prea mică piscină. Parcă nu era piscina pentru tine, dar de ce stai în piscina aia? Păi te relaxezi, mă, Rafale. Păi caută o dată, ce tu stai în piscina aia? Parcă nu-ți plăcea piscina și tu stai numai în ea, văd. Păi nu, mă, Rafale, te caut în ea, bă. Bă, ce, mamă, ce s-a bucată, mamă, ia, aici, nu, te-am găsit ea. Păi, dar prostii, copilul ăsta nu-mi vine să cred, uitați-o. Mă, zic, papagalul ăsta e comic, sincer, uitați-vă la el cum merge. Băi, e super amuzant, dar acum eu zic că este momentul să ne costumăm în altceva. Frumos, faci un dușuleț miculeț ca mine. Ce facem ăsta? Du-și-o să vedem, puteți să vedem pe undeva pe geam, dar nu mai văd. Bă, unde e ăsta? Bă, uitați-l acolo. Uitați-l, bă, face duș. Bă, uitați-l, îl transformat în papagal. Să-l văd pe Darxel când face duș. Uitați-vă la el acolo, bă, ce genial e să te poți transforma la așa ceva și să-l vezi pe prostul ăsta. Chiar vrea să-l spionez așa în continuu, bă, fraților. Am venit la fața scosere, dar spionez pe prost că nu știu ce face la duș, mă, omul ăsta. Și mi se pare absolut ireal cât de prost poate să fie Darxel. Bă, dați un like pentru asta, că e mișto. Da, acum mănâncă tort. Ce, doamne, iar îmi face la parcurs. Rafa, okay. Unde ești, mă, Rafa? Ok, hai să revenim să ne schimbăm practic în altceva și să vedem ce... Dar Darxel, bă, ce faci, mă, dar Darxel, mă cauți sau nu mă cauți până la urmă? Da, te caut, dar unde ești, bă? Pe caută, mă, omule. Ce, doamne, iar tu mă faci? Ok, bine. Nu știu, ești aici? Ok, stai puțin, că nu trebuie să mă transform acum, trebuie să mai am răbdare. Bă, să mă transform în alt animal. Hai că mă transform într-un animal. Și... Da, un animal, că în obiect practic e cam greu aici, în obiect e foarte mare ăsta și nu prea are haz, așa că mă vede pe animal, vede și animalii și vede practic celelalte animale, mai vede chestii, că așa la obiect nu pot să mă oprești astea. Da, mă, da, dar să legată, te aud, ce vrei? Indiciu? Vrei să-ți dau un indiciu, Darxel? Bă, ce spune, Darxel? Bă, nu știu, mă, Darxel, ce să v-am zic, mă, dar în primul rând, tu unde ești, că nu te mai văd, Darxel? Ține minte că eu ți-am zis pe undeva pe unde eram, Darxel, și până la urmă, gen, te vedeam, știi ce zic, Darxel, și acum nu te mai văd. A, păi stai, în cealaltă parte, sus, Măcaru! Rafael, te-am găsit, tu te-ai stat aici, bă, Măcaru! Unde mai găsim, mă? Bă, cum mai găsim, unde mai găsim, mă, prost, că măcar ești lângă mine, ești prost? Ah, foarte amuzant, Darxel, băi, era să mă dau de acolo, nu vine să cred așa cum era să mă dau de acolo, dar el practic făcea glumă. Da, trebuie să mai știu și eu de glumă, da, hai, până la urmă. Asta e mișto că mai sunt animale pe aici, uitați-vă că mai e și măgarul ăsta, nu practic toate alea și foarte, foarte mișto, până la urmă. Da, cred că e momentul să mă transform în altceva, sincer, nu e foarte wow ăsta, dacă stau să mă gândesc, dar tropic, oh, turtle, hai să mă fac turtle, fii stată, prost un timp. Ok, hai că mă duc în apa asta pe aici, ok, deci a văzut, prost, a văzut. Mă, ce faci, mă, Darxel, acolo, omule? Hai, omule, mă caut sau nu? Păi, bă, văd aici o rățușcă. Ce? Nu văd rățușcă nici. Ce rățușcă că vezi, mă, păi, ești, doamne, păi și ce are dacă vezi rățușcă? Nu e logic. Păi nu, bă, uite, păi, scrie. E, fiți, că încerc să mă pun ca asta fix pe ăsta, fiți, zis că mă pun, ok. Pot să stau? Nu pot să stau, nu merge. Ba da, what? A, ba nu merge, mă, nu merge. Ce păcat. Ok, uitați-vă la prostul ăsta, dar să chiar... Băi, chiar prost copilul ăsta, uitați-vă la el, cât de prost e, nu vine să cred cât de prost pare să fie copilul ăsta. Și acum, fiți atent, mă transform repede într-un pește din ăsta. Hai să vedem pe care, îl luăm pe Tropical Fish, ai nepuna mea aici, în pește din ăsta. Nu, nici nu vin să credești, prost a văzut, bă, și e fix aceeași culoare. A văzut cum am transformat din broască țelțoasele care nu ține rață că e un prost. A văzut cum am transformat ăsta și aceeași culoare. Bă, ce timing perfect a fost miștorul de tot. Dar nu știu ce facem acum. Bă, unde ești, bă? Darxel! Darxel! Rafale, da, 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 e bucă jocul ăsta, Rafale, gen, cine a văzut o rață care s-a... Bă, ce
ce fezi, mă? Ce joc visezi, mă, omule? Ne-ai jucat față ascuns. Mă, ce poate să fie băguit la față ascunsele? Tu te crezi pe jocuri aici, dar răsele, omule? Doamne, omule, hai! Doamne, mă, am văzut în apă, am văzut ce nu... O rață care s-a făcut pește și acum peștea își schimbă culoarea, bă! Bă, 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 fain din inimă, du-te până cea, bă, fain din inimă! Bă, ce, ce, bă, ne, ce nemo visez, mă, omule? Bă, dar răsele, ce faci, mă, omule? Mă cauți o dată, fiți atenți, că m-am transformat așa. Dar răsele, mă cauți, omule, unde ești? Unde tot te ascunzi, mă, omule? Ce tot faci? De ce nu mă găsești, omule? Unde ești? Ne jucăm aici, ce vrei eu să te caut sau ce? Că nu te înțeleg, dar răsele, eu nu te mai văd deloc. Eu sabios unde eram indiciu, chiar eram aproape de spawn și nu te mai văd absolut deloc. Chiar nu pot să cred, dar răsele, ce... Păi, tu vrei să zic unde sunt, mă? Bine, zic, văd ceva, văd, pot să zic tropical, dar răsele, atât pot să zic tropical. Da, ok. Vezi dacă îți dau prea multe indicii că știu unde sunt? Mamă, stai puțin că nu prea am gândit-o. Acum o să fie cam nașpa pentru mine, dar ai... Dar Sel! Dar Sel! Unde ești? Ce, mă? Unde ești? M-am ascuns deja! Bă, vine, mă, omule, că am ceva de vorbit cu tine. Vin! Bă, dar Sel, fii atent, am uitat să-mi specific ceva, doar eu mă ascund, dar Sel. Altfel, stai puțin, să zic de ce mă ascund eu, dar răsele, că altfel, altfel, dar răsele, dacă mă ascund, dacă te ascunzi și tu, dar răsele, ei, fii atent, dar răsele, vino aici. Deci oamenii de aici de la Aquapark au făcut o colaborare cu mine să vin aici să prezint, dar răsele, și eu trebuie să fac foarte frumos, dar răsele, să arate totul cât mai genial, dar răsele, ca să vină să viziteze mai multă lume Aquaparkul și, practic, noi, dacă doar eu mă ascund și tu te pui, putem să ne stăm și mâine aici. Ce crezi, dar răsele, nu e o idee bună să stăm să ne distrăm aici în Aquapark, să mergem și la piscină și hotelul ăla și maker de 10 miliarde de stele, nu e mișto? Da, prafle, da, fie antenă, mă, dar în cur, tu nu meri! Uitați-vă, uitați-vă cum ne simțiți-o cu cine a venit, mie mi se pare absolut ireal, mă, fraților. Ok, deci, da, îl trolez, da, prostul, mă, cam enervează, mai rău, dar s-a dus prost în partea, un timp, un salt, puțin, hai, mă, când pune, îmi pune, lița, hai, mă, prostule, unde ești, Darsele, Darsele, ia, spune, mă, ai tu pe eu, ai tu pe eu, ai tu pe eu să te ascu, să, ai tu pe Darsele, ai tu pe eu să te pui cu mine, mă, mă, ce faci? Bă, omule, hai, tu vrei să pleci acasă? Nu, ascunde-te-ne! Păi și de ce la hotel, omule? Hotelul e în Aquapark. Păi e lângă Aquapark, deci aceeași chestie, nu? Doamne, dar Sel, nu, ai uitat că mi-ai făcut treaba asta odată, prostule. Doamne, dar Sel, ce nu, mă? Hai că nici nu știu să mă dau pe astea, dar... Omule, bă, dar Sel, ce enervant pot să fim, omule, ok. Deci, bă, dar Sel, nu, tu cred că n-ai înțeles bine. Noi nu mai putem să mai venim aici mâine. Ce nu înțelegi, omule? Dacă tu... Eu trebuie să mă pun, dar Sel, că trebuie să le arăt eu să vadă la mine. Dar Sel, eu am o cameră mai profesionistă decât tata. Tu nu poți să filmezi ca lumea să se vadă frumos, dar Sel, omule. Ce nu înțelegi că de-aia vor oamenii ca să vadă de la mie... Hai, ascunde-te urâtule. Doamne, dar Sel, doamne, unde ești, mă, omule? Cu căscuța aia ta. Că nici casca aia ta, dar Sel, microfonul ăla de la casca ta nu mai merge așa de bine ca să te aud. Băi, hai, pune-te, gata, mamă, cât de enervant e copilul ăsta. Nu-mi vine să cred. Ok, de ce? Sus, 3 sus, 4 sus. Poți să stau, mă, ca asta? Nu, nu cred că poți să stau, uitați să faci așa. Ok, ce să mă fac, mă, mă fac, hai că mă fac un câine, mă fac un câine, ok. Hai să, ca și cum, un câine cu mirosul, cu toate astea, patelia asta de prieteni, să sperăm că nu, să sperăm că da, nu știu ce să mai zic, mă, fraților, că deja, fii atenți. Bă, pot, mă, să merg cu ăsta? Bă, deci dacă pot să merg pe ăsta aici, aici, bă, nu cred. Pot să merg, ia, pot? Nu pot să, a? Sa, nu pot să merg, mă, stai câteva secunde pe el, dar tot e mișto în același timp. Na, nu merge, mă, dar mă pun un secund. Bă, ce mă enervează, mă, frate, mă, cât de mișto era. Copilul ăsta chiar nu mai suport, sincer, nu știu ce să mai fac, mă, frate. Scrieți-mi acolo în comentarii cum vreți să-l mai trolez cu chestiile astea. E comic dacă stați să vă gândiți. Ok, hai că ești pe poartă, că n-am ce să... Da, ok, deci nu ce-mi pare aici frumos, ceea ce e mișto. Ce fr... Dar, Sel, mă auzi? Ai terminat? Da! Hai, hai, mă, cauți! I-am uitat numele la câinele meu, bă! Cum îl chema pe câinele meu, că am uitat? Păi, dacă ai găsit un câine, ce, ce treabă are cu câinele tău? Tu te auzi ce vorbești? Păi ia cu mine, bărafale, fii antenă, că ia cu mine, mama! Hai cu mine, Rufus, hai! Părușca, părușca! Hai, părușca, hai! Părușca! Dar Sel, caută-mă, omule, hai, că e dita mai locul, dar Sel, hai că trebuie să le facem o recenzie cât mai bună la oameni, dar Sel, o promovare cât mai bună ca să vină oameni frumoși aici la Aquaparkul lor, omule, mă cau sau nu? Ce oameni frumoși, cât ești frumos! Ce? Dar Sel, bă, reclează după microfonul ăla, dar Sel, că nu te auzi, mă, cu căscuța aia ta. Că tu îmi dai cel mai proastă căscuță, dar Sel, bine, a mea e bună, dar a ta e cam proastă. Da, un indiciu și taci! Vrei un indiciu, dar Sel, dar tu nu vezi că mă auzi după 7 ani lumină? Uite-ți-l, că-i, să dă câine peste cap! Uite-ți-l, să dă câine peste cap aici! Dar Sel, dar Sel, bă, ce faci, mă, cu... Bă, dar Sel,
ce cască ți-ai luat, mă? Ți-ai luat cască la 2 lei, că mă auzi după 3000 de ani, omule. Ce se întâmplă cu tine? Ești normal sau nu? Dar să mai zvot! Oameni, da, deci nu mă aud de prost. Uite, asta mi se pare absolut ireal. Cu căscuța aia lui de prost. Ia, intrăm înapoi aici. Ia, păi, uite-ți, mă, cum nu atât? Păi, mi se pare absolut ireal. Păi, dar trebuie să ajungem înapoi. A, păi, aici nu mai poate să mai fac așa, din păcate. Părușca! Părușca, trește, părușca! Marcel, mă bași, mă, omule, seamă! Vorbești cu mine și după nu mai vorbești. Ce, doamne, tu faci? Ce cu casca aia ta? Ce, doamne, cât de prost, dar să le ai, omule, odată. Bă, dar se lasă câinele ăla, omule, că nu e câinele tău, hai mă, cau sau nu? Dar se, bă, doam, bă, tu faci mișto de mine, mă, nu, că nu merge căscuța, dar să le... Te caut, te caut! Păi hai, caută-mă, omule! Omule, mă cauți! Da, dar un indiciu! Ce indiciu să-ți dau, mă, omule? Sunt plecat la muncă, dar se, nu știu, stau pe un șezlong, dar să le... Ce indiciu să-ți mai dau, mă, că ești prea prost, mă, dar să le... Chiar nu mai am chef, hai să mergem acasă, dar să le încep... Ah, dar să le... Hai că am ieșit, hai să ne... Ce fi sunt? Bă, mă, bă, uite o minge, bă, cât de mișto e mingea asta. Bă, fraților, ce să vă mai zic, sper că acoparcul ăsta vă place, vă face o plăcere și așa, dar se e cam puros de fel. Mâine este ultima zi de vară, să vedem cum o să ne petrecem, dacă o să fie tot frumos sau nu. O să mai venim și pe la acoparcul când să ne dăm în asta. O să mergem și la piscină, la hotel, la toate chestiile astea, mai multe chestii. Uitați un prost în spatele meu, dați un like ca să scap de el. Dacă nu, nu știu ce să mai zic. Uitați, ce, uitați, uitați la prostul ăsta. Uitați-vă, da, doar uitați-vă. Uitați-vă. Măi, bă, ce... Se mă toilet. Cum ai putea să-ți petreți ultima zi de vară, practic, mai bine de atât? Uitați-vă, această priveliște minunată aici, ieșim din hotel, avem această piscină în care se află niște pești, nu știu ce sunt pești, acum am văzut, dar nu contează, să uitați ce priveliște frumoasă avem. Omule, cât de prost e copilul ăsta, da. Ultima zi de vară deja a fost ruinată complet. Uitați-vă cu profesorul în spate ce a putut să zică. În fine, nu mai contează asta. Este foarte frumoasă zona aceasta. Uitați-vă, mi se pare absolut impresionant. Avem aici un ponton micuț. Este foarte drăguț. Bă, Rafale, bă, Rafale! Și de-aia îmi place foarte mult. Oameni, cât de prost. Ce faci, mă, omule? Lasă-mă nisip. Lopății cap, uite aici, frumos, da, uite, două lopății frumoase. Lasă-mă, Rafale. Asta le-ai făcut tu? Uite, asta e puța mea. Ce vorbești acolo, bă? Close, cât, omule, dar să le lasă în pace. Bă, bă, nici pas. Bă, vorbește, mă, lasă-mă. Bă, ce... Dar, doamne, dar eu sunt... Ok, stați puțin, trebuie să mă calmez puțin, trebuie să nu-l mai aud pe prostul ăsta, că absolut mă perturbează, nu știu, vocea lui mă enervează rău. Tot aici avem calculatoare, vedem, este foarte frumos, uitați-vă cât de frumos, avem și un ăsta de biliard, practic aici o masă frumoasă, avem tot ce trebuie, practic, într-un resort de acesta, într-un hotel foarte frumos și cu prostul ăsta. Mă, ce da, dar să el... Darusel, păi tu ai venit ăștia, Darusel, bă, prostule, Darusel, tu ăștia, Darusel, bă, ascult, stop, Darusel, scoate-te aici să nu vadă cineva că după nu ne mai primește aici, știi că este cel mai șmecherul ăla în care putem să fim, Darusele, după cum ai vrut să mai... Vara următoare, cum vrei să mai ai o vară așa frumoasă, prostule? Wow, foarte impresionant. Omule, cât de prost e. Bine că am scăpat de el, bă, frate. Uitați-vă cât de frumoasă este zona aceasta, acvariul acesta. Și da, din păcate este ultima zi de vară. În primul rând, oarecum să mă bucur că sunt într-o vacanță superbă. Uitați-vă cum am priveliștea aceasta și ce hotel practic am, foarte mișto. Și acvaparcul la care o să mergem puțin mai încolo. Avem piscină interioară acolo, piscină exterioară aici. Tot este foarte minunat. Dar ideea este, vreau să vă întreb pe voi dacă ați fost la mare anul acesta și dacă v-a plăcut vara aceasta, pentru că vara 2024 mi se pare cea mai rapidă vară existentă ever. Nu mi se pare că a mai trecut o vară așa de rapidă și nici an, că și anul acesta a trecut super, super rapid. Uitați prostul acesta tâmpit lângă mine care pleacă, nu știu unde se duce. Mă, ce faci, mă, Darusele? Hai, Darusele, hai fi și afară. Să mă duc în piscină, stai. Darusele, nu să faci treaba asta în piscină, omule. Măcar dă să ceai în ocean, dar nici în ocean nu e frumos, Darusele, omule, dar în piscină... Bă, prostule, ce mi-arăți acolo? O cască, ce faci? Mamă, știi că dacă faci pișulică în piscinică, în piscină, dar să le iese o culoare și te faci de râs, te vede toată lumea? Ce nasă! Hai, stai! Toți cât e în piscină copilul ăsta, da, nu știu, bă, dar să le omule, vino aici, că am ceva de discutat cu tine, lasă! Lasă-mă, cu puța în piscică asta, cu puța în
Omule, gata, gata, Darcel, 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 gata, calm, nu mai vorbi așa, nu e frumos, Darcel, să vorbești așa, omule, Darcel, gata, ok, bă, ce, o să fac ce ziua, mi se pare blocul acesta, în fine, bă, Darcel, în primul rând, vezi, suntem aici, este ultima zi de vară, Darcel, nu știu, bă, niște, ai niște... Bă, omule, poți să vorbesc și eu cu tine o dată în viață, mă? Omule? Ce? Poți să vorbesc și eu cu tine o dată în viață, Darcel? Zi, zi! Ce să mai zic acum? Că nu mai am ce să mai zic. Efectiv, chiar nu mai supor, nu mai știu ce să mai zic. Mă, Darcel, spune câteva cuvinte despre vara 2024, Darcel. Cum ți s-a părut, omule? Urăbuși, V-Bucks și bani! Oh, omule, poți să nu mai fie NPC, Darcel? Cum ți s-a părut vara? A, păi, mie mi s-a părut așa de frumos și vreau să fac asta! Stai, unde așa? Eu sunt Darcel, cel mai bogățel. Bă, gata, prostule, gata. Hai că nu s-o mai opt, Darcel, doamne, deci toată lumea, doamne, eu nu mai supun nimic, bă, nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă mai e cineva, dacă se mai uită cineva, că copilul ăsta chiar nu se mai uită nimeni, e pe brain rot rău de tot copilul. Bă, Darcel, hai să te pun eu la niște întrebări, că văd că tu nu ești în sare. Darcel, despre vara 2024, vrea, bă, lasă-mă mingea, omule, nu se dă cu aia, bă, stai, bă, poți să stai, bă, pe loc aia de HD, ce ai? Câteva cuvinte despre vara 2024. Cum ți s-a părut? Ți-a plăcut în primul rând, Darcel, da sau nu? Da! Ok. Ți s-a părut că a trecut repede sau mai greu? Mai repede decât mai repede decât asta! Ok, nu vreau să mai zic nimic. Scrieți acolo în comentarii cum mi s-a părut vara aceasta. Și acum, Darcel, mă, dar ia toată carnea asta. Ce, doamne, iată, mă, rămâne carnea asta de porc aici. Lasă-mă, bine. Că pune pe grătar, mă, mai târziu. Bine, Darcel, uite aici, hai, mă, să facem. Hai să facem o întrecere, fii atent. Hai să vedem, de asta impresionantă. Care sare mai șmecher, Darcel, fii atent. Tu primul și al doilea, da? Hai, fă o săritură impresionantă și eu trebuie să mă repet după. De fapt, fac eu cum vreau eu. 3, 2, 1 și... Bă, tu ține-ți, mă, mergi pe apă. Doamne, ăsta merge pe apă. Și distrug și eu, nu mi-l scrie. Ok, hai. Ok, 3, 2, 1 și... Băi, e prea genial resortul ăsta, vila aceasta, piscin, hotelul ăsta. Practic e prea genial cu tot ce avem aici și calculatoare și toate astea. Mie îmi place absolut enorm. E nota 10. Dau, nu știu, tot e super minunat. Mă sufoc, mă sufoc, ce prea cald. Da, ok, prostul este la saună. Ia, mă, sunt musculos. Bă, dacă ți-e cald, omule, ieși afară, gata. Nu mai stai tu de mult în saună, că deja ești de jumătate de oră, prostule. Tu vrei aici să mor, Darcel. N-ai mai fost în viața ta, nu ești obișnuit cu sauna și tu ce faci? Nu știu, frate, dar vreau în apă. Așa, du-te în apă, perfect. Mamă, deci nu pot să stau o secundă, bă, frate. Nu pot să stau și eu liniștit, că prostul ăsta nu știu ce boacă nu mai face. Bine, n-a fost ceva rău, așa că n-am murit. Prostul, da, în fine. Hai, bă, Darcel, să ne jucăm cu mingea asta în apă. Mamă, că mi-i stoi. Bă, mi se pare genial, absolut. View-ul acesta este cel mai genial view. Și da, bă, Darcel? Bă! Da, n-am cu cine să mai vorbesc. Bă, ok, hai că vorbesc cu voi. De ce e gheață acolo? Întrebarea mea. Ok, s-a terminat vara, e ultima zi de vară, dar să fie gheață acolo, nici iarna, nici toamna n-a venit. Și e deja, în fine. Darcel, cred că este momentul să mergem la... Unde-i? Vrei să-ți arate unde e gheață, dar să ne fii atent, vii aici. Uite-te acolo jos, uite-te acolo jos și du-te tu după gheață. Ce? În fine, nimic, dar să nu mai contează. Unde-i gheață? Acolo, uite-te în față, omule, nu vezi și tu acolo mare băltoacă de gheață, omule. Bă, dar poate te prost ești, mă, nu, că nu se mai poate cu copilul ăsta. Da, dar să le hai să mergem pe aici. Hai că luăm pe aici, mergem prin scurtătură, mergem pe aici frumos. Mă, cât de mișto și zona asta, uite-te. Băi, e prea genial, dar să le chiar merită să vii aici. Și abia aștept vara următoare să ne mai întoarcem. Sau poate mergem într-un loc mai șmecher, cine știe. Și acolo ce, mă? Bă, ce sunt ăia? What? Bă? Ce? Ganguri, ce, mă, locul ăsta? Mă, e genială, bă, zona. Ce nu nimic, dar să le hai, vino repede, hai să mergem la aquapark, că trebuie să ne distrăm, dar să le că eram fost de mișcat față ascunsă, de acum ne distrăm în aquapark, o să fie totul foarte frumos, e da. Let's go, motherfucker! Ok, dar să le acolo în spate foarte prost, dar să le poți să te duci înainte, poți să te duci înainte, du-te dacă vrei. Bă, nu, pai!
În fine, hai, ok. Fiți atenți. Bă, ieri a fost super genial. Dacă n-ați văzut încă, vă invit să vedeți episodul de ieri, pentru că l-am trollat pe Darusel foarte tare. Practic m-am transformat în animale, într-un papagal, într-o pisică, într-un câine, într-un pește și într-o broască țestoasă, și a fost foarte epic momentul acela cu broasca țestoasă transformat imediat într-un pește care era tot aceeași culoare și practic nu vă zic prea multe, dar Darusel a rămas uimit pentru că el nu știa ce se întâmplă. Și da, nu vă mai zic prea multe, o să vedeți cum a fost, că a fost epic, epic rău de tot. Epic rău de tot. Uitați-vă acolo, chiar merită. Acum eu să merg frumos, pentru că se intră pe la intrare. Nu se intră pe unde a intrat prostul ăla, că a distrus toate aia. Sper să nu vadă nimeni chestia asta, că altfel o să avem interdicție pe viața aici. Bine, dar așa o să aibă, da? În fine. Și mergem acum la Aquapark. O să ne distrăm în ultima zi de vară. Vreau să scrieți acolo în comentarii voi ce faceți în ultima zi de vară, cum vi-o petreceți. Pentru că, nu știu, mi se pare super, super tare să îți petreci ziua de vară. Ok, dar să tu vrei să facem prinsele, omule. Da, în fine, dar să tu nu știi că ți-ai pus protecția aia pe tine, dar nu poți să te ating, omule. Ai uitat? Nu m-ai prins. Da, mă, cât de prost e copilul ăsta. Ești chiar, nu mai supăr, mă, oameni. Hai, băi, hai să vedem că deja mi se... Bă, eu nu mai supăr pe ăsta, deci mi se duce... Creierul meu să face brain rot la fel ca Darusel, pe bune, pentru că eu nu mai înțeleg absolut nimic. În care să mă dau, bă, ala bala portocala, cine mi-a furat banana? Ok, hai că mă dau în ăsta, de fapt, nu vreau să mă dau în ăla, mă dau și eu în numai așa. Cred că mă dau în ăsta albastru, mi se pare super interesant, vreau să scrieți în comentarii care vi se pare vouă interesant, în care ați vrea voi să vă dați. Și da, eu trebuie să vor prin partea cealaltă, mă, frate roșu, cu copilul ăsta, da, eu practic trebuia să vin cu Darusel aici, da, da, cu cine să mă înțeleg, mă, că ăsta zici că e de pe altă planetă, mă, zici că e din era maimuților, nu știu, era dinozaur, nu știu ce e copilul ăsta. Unde ești, mă, de ce râzi? Unde ești, mă? Păi ești prost, mă, dă-te-o, Darusel, hai, omule, că ai nebunit pe toată lumea, sper pe... Ah, ok, pe aici este, mergem aici frumos, Darusel, chiar sunt curios cum este ăsta, Darusel, și fii atent să ne dăm pe rând. Bă, da, prost ești, mă, omule, bă, deci ăsta-i prost rău de tot, mă, Darusel. Așa, gata, și de aici ne luăm practic ăsta, eu am deja unul, ne dăm pe rând, Darusel, nu am unde, deodată, gata, pe rândul meu, hai să dăm, 3, 2, 1, bă, nu știu ce fac. Bă, pune-ți mă! Hai! Ce te dai așa? Că nu e nimic amuzant dacă te dai așa, prostule! Tu nu vezi că mergi? Bă, ce? O să mă rog! Doamne, cu cine vin aici, bă, fraților? Nu, deci chiar nu se mai poate! Sincer? Sincer? Bă, pe unde ești? Uite! Ce să văd? Ce vrei, mă? Stai! Mă, ești prost, mă, e prost rău de tot, să-și chiar mi-e supăr, mă, fraților, am vrut și eu să-mi fac ziua asta, ultima zi de vară, dar cred că e cea mai proastă zi, sincer, da, din păcate, na, o să vină și școala, și știți care este treaba? Când începe școala, e tic ziua mea. Dar, da, hai să vedem, în ce să ne mai putem da, mă, pe aici, că cu doar să... Ok, ok, fii atent cum e asta, ok, ok, interesant, interesant, parcur. Oh, deci nu mai supăr. În fine, da, da, cam atât a fost, sincer, cu ziua aceasta de vară. Nu știu ce să mai zic, nu mai vreau să mă mai dau un acoperic ăsta. Cred că mă duc la... Mai bine mă duc la piscină la hotel. Uitați. Ah, prea aveam intrarea asta pe aici. Bă, da, am fost prost că nu m-am uitat, sincer. Da, cu copilul ăsta chiar... Ok, înainte toate astea, facem și noi un mic dușuleț aici. Foarte frumos. Ok, ne dăm aici la duș, dar... Bă, ce... Așa, așa, mă. Ok, gata, fost tu. Lasă de tu, lasă-mă în pace, omule. Nu mai vrei peste mine, lasă-mă în pace. Doamne, ăla bea apa din duș, mi se pare absolut incredibil cu copilul ăsta. Lasă-mă în pace, ce mai vrei, că mi-ai stricat toată ziua, ultima zi de vară mi-ai stricat-o complet. Știi că apa din duș are gustul sare? Ești prost, Darusel, lasă-mă în pace, uite, bagă-te sub elefantul ăsta, poate face, poți să zic că ești un răhățel. Da. Oameni, cât amuzant e. Gata, te prind, dar să-l fugi, că te vin după tine. Da, nu vin după el. Ok, hai să vedem ce mai putem să mai facem în hotelul nostru. Cred că tare nu se poate face absolut nimic. Cred că nu, cred că mă duc direct la somn. Apă, chiar nu mai suport. Băi, trebuie să mă revin, sincer, după ziua asta. Din păcate, da, oricum a fost ok vara, sincer. Chiar a fost o vară ok. Chiar nu mă plâng, a fost o vară. Chiar mi-a plăcut vara aceasta. Nu știu de voi dacă v-a plăcut, vreau să scrieți acolo în comentarii. Mă duc aici în cameră foarte frumos. Și da, cam atât, ce să mai zic. Că nu mai pot să mai zic absolut nimic. Cu doar să trebuie să... Mă, cum ai apărut aici? Oameni, nu te mai suport, Darusel, mi-ai dat brain rot complet mie. Și ok, deci ne revenim că cu ziua asta, vedeți, nici nu mai știu să mai vorbesc, mă, fraților, cu prostul ăsta. Cam atât a fost, papa, scrieți în comentarii dacă v-a plăcut vara aceasta, o să-mi fie dor, sincer, de ea. Dar vara următoare o să fie mult mai mișto. Ce mai vrei, prostule? Ce vrei? Păi, vreau să zic că mie îmi pare rău pentru azi, bă, Rafaele, și eu te iubesc. Fie întâlnă, bă, Rafaele.
să jucăm în fața consolei mai deosebit, deoarece suntem alături de Dark Zelda 2011 și după cum puteți vedea în spate, ne jucăm pe un nightmare foarte, foarte interesant și foarte, adică nu e interesant, că până la urmă, bine, e interesant, dar o să fie foarte groaznic pentru noi. Și uitați-vă la Dark Zelda din spărut, wow, foarte amuzant, dar Zelda, în fine, astăzi o să ne jucăm fața consolei pe cea mai horror mapă, pe un mod de nightmare, unde o să ne sperăm, o să ne ia toate chestiile astea, toate nebuniile, nu știu cum o să rezistăm, dar da, dar suntem alături de Dark Zelda, uitați-le aici, bă, Dark Zelda, ce părere ai, bă, că astăzi o să ne jucăm fața consolei pe hărțile noastre de vânători de fantome, practic, o să fim alături de o fantomă, Dark Zelda, și știi cum o să fie astăzi, pentru că o să fie mai interesant, nu ne ducem noi să vânăm fantoma și astea, unul dintre noi se ascunde și celălalt caută și tot ce avem nevoie, Dark Zelda, și tot ce avem voie, de fapt, este o singură lanternă, Dark Zelda. Uite! Ce e, mă, asta, dar să ce... Bă, what the fuck, doamne? Bă, ok, deci deja mă cam sperie, sincer, asta vreau să subliniez, dar dacă mai vreți persoana de genul de față ascunsă la fasmofobia aici... Bă, da, scuze, mai... Da, da, scuze, mai... Hai, că ești prost, dar să le vai și o să-l zic, da, dați acolo cât mai multe like-uri, nu mai zic prea multe, hai să dăm start aici, dăm ready frumos și intrăm start și fii atent, dar să le, o să fie cam nașpa, pentru că e cam nașpa și pentru cel care se ascunde, dar să le, dar și pentru cel care caută, pentru că noi o să avem doar lanternele la dispoziție, dar să le, și știi care e faza? Mă, uite-te câtă harta, bă, frate, dar să le, cum, mă, dar să le... Ma, dar să le uite-te câtă harta e, ne jucăm vați ascunsele ap și o să fie foarte nașpa, dar să nu știu cum o să rezistăm, dar iar doar o lanternă, dar să le. Păi și uite-te cum e pe aici, frate. Dar bă, mie nu-mi vine să cred așa ceva, deci avem, avem și afară și în interior, dar să le, e, e absolut incredibil pentru mine, nu știu cum, dar să le, da, cum facem, Beatru Fafi Gărtie, cum face, dar să le, să vedem cine să pune, mamă, deci e groaznic, rău de toate, nu am bine părți. Mă, cât de prost ești, dar să nu, vino aici, dar să le, vino aici, fii atent, dar să le, alege un număr de la 1 la 7, fii atent, eu am în minte un număr pe care o să scriu chiar acum pe ecran și zici și tu un număr, dar să le, un număr de la 1 la 7, dar să le, zi un număr de la 1 la 7. Zici odată numărul sau, știi ceva, dar să le, 1, eu am zis 2, înseamnă că eu câștig, dar să le, practic, tu, eu o să mă ascund, dar să le, tu du-te în vanul acesta, intră înăuntru, dar să le, rămâi aici înăuntru și fii atent. Bă, cel mai mare câștigă și practic să pune, mă, dar să le, hai, gata. Du-te acolo, dar du-te acolo, gata, la nu mai, gata. Ok, dar acum încolo o să vedem. Mamă, deci uitați-vă cum este casa asta, mi-e și frică să intru înăuntru. Uitați-vă ce ușă ciudată. Rămâi acolo, dar să le, nu ieși, mamă, deci viat. Mamă, dar să le. Bă, nu știu cum o să mă ascund aici și știi care e faza? Ascunsul ca ascunsul, dar să le, dar o să fie mult mai groaznic. Adică e groaznic pentru amândoi, mă, eu nu înțeleg cum o să ne descurcăm noi aici, dar să le. Dar da, dar să le, bă, eu pot să zic că m-am ascuns, dar să le, bă, cât de înfricoșător e aici. Bine că am lanterna asta, că fără lanternă nu puteam să fac absolut nimic. Bă, fraților, uitați-vă cât de prost e prostul și nu se știe absolut deloc, fraților, cum, bine, eu... Bă, oare cum îl... Bă, de fapt nu e troll ăsta, că asta să mă gândesc, dar să le, dar n-avem voie cu absolut nimic, 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 doar lanterna, da? Fianche, nu i-am dat lanterna! Ok, bravo, dar să le, bă, deci o să fie super groaznic, nu știu dacă vrei să mai facem astea. Momentan, pentru mine, eu zic că e super, super chill, n-am întâmpinat nicio problemă, dar văd că s-a aprins niște lumini pe acolo, nu știu ce se întâmplă, dar să le, ajutor? Dar să le, ce s-a întâmplat acolo în camera aia din dreapta? Nu știu! Mamă, deci s-a văzut o lumină, mamă, deci, bă, e epic, e foarte, foarte epic, deci, dar să le, nu știu cum e să ne jucăm noi aici, dar e foarte, bă, e greu, greu, rău de tot, nu știu, dar să le, cum putem să facem noi aceleași chestii, bă, dar uite-te cum e în camera. Nu se vede, absolut deloc, nu se vede. Stai puțin. Cum ai ieșit tu din casă, Darusele? De ce ai ieșit din casă și ai venit afară? Explică. Nu, mă, tu te-ai uitat, mă, când erai aici, mai văzut că m-am dus în dreapta. Hai, mă, nu mai. Nu te-ai speriat de nimic, nici măcar nu te-am auzit, omule. Nu te-ai speriat de nimic, ai venit direct așa, nici nu mă vedeai. Hai, mai pune-te o dată, rămâi, bă, dar nu te mai uita cu spatele, Darusele. Nu te mai uita. Nu, tu mai văzut că m-am dus în stânga atunci, în dreapta. Hai, mă, Darusele, nu, pe bune, hai să fac. Afară. A, bine, atunci bine. Bine, dacă avem voie afară, atunci bine. Hai, intră în casă, hai, dar de ce, hai. Dar de ce te uiți, omule? N-ai voie să te uiți. Dar de fapt, oricum, tu, da, eu, dacă intru în casă, nu mă mai vezi, dar intră în van. Hai, 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 încep secundele, 1, da, gata, 2, Darusele, gata, 3, că intru acum în casă, 4, gata, gata, 5, gata, taci, 6, taci, 7, taci, 8, taci, 8, taci, 9, taci, 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 taci,
Da, dar să le stai acolo înăuntru. Mamă, deci fii atenți, fraților. Bă, uitați-vă cum e aici, e înfricoșător. Unde să mă ascund, mă, fraților? Că mi-e cam frică să mă ascund, sincer. Adică chiar îmi este foarte, foarte frică să mă ascund. Uita, bă, e în gosant. Dar este el, e în gosant. Nu cred așa ceva. Activitate 10. Bă, e activitatea 10. No, ok, stai puțin. Mamă, de înseamnă că e în apropierea mea, fraților. Sau nu știu neapărat că e în apropierea mea. Dar e pe Nightmare. Gata, vino, dar să le mamă, mi-e frică rău de tot. Sper totuși să nu fi. Uitați-vă cât de... Bă, s-au și plânsete, dar să le râsete. S-au foarte multe chestii, eu nu înțeleg, dar să le... Bă, ai venit după mine? Vine după mine, dar să le repede să mă cauți acum. Hai mai repede, că nu mai vreau să mă stau aici. Dar n-am cum să intru, n-am cum să intru, bro. Păi de ce n-ai cum să intri? Cum adică n-ai cum să intri? Pe costa și închisă ușa. Ah, păi hai, dar să le... Oh, fița roșia să fie, dar să le... Bă, da, ok, o să-ți dau indicii într-un... De fapt, nu-ți dau acum, te las prima oară. Îmi zici când ai intrat, dar să le... O să-ți dau peste, nu știu, un minut, două minute. Vedem că, cum să mai ține, îmi zici și tu. Dacă vrei un indiciu la un moment dat, o să zic, dar să le... Numai că e casa super, super mare. Bă, dar ce fantomă asta? Hai, pleacă, mă repte, că te să le găsești pe băiatul meu. Nu știu, dar... Da, dar să le bă, deci este foarte groaznic aici, dacă mă întrebați pe mine. Este foarte mare platforma asta, harta, toată harta. Și foarte, foarte, poate, deci mie mi se pare absolut ireal. Uitați-vă, bă, da, mamă, cât de tare e, bă, e super tare, bă, e super tare, nu-mi vine să cred. Dar de ce văd eu, mi se pare ciudat că e super, super lumină. Dar de ce e super lumină, dar să nu știu. Că par, bă. Ce s-a întâmplat? Darcel! Bă, ce? Am înțeles, Darcel! Bă, ce se întâmplă? Fraților, bă, eu vreau doar să mușu față. Ok, nu cred, nu, ok, gata, ce-a revenit. Bă, Darcel, nu e bine să nici cândva ți-a ascunsele aici. De ce, Doamne, iartă-mă, am venit cu ideea asta să nici cândva ți-a ascunsele aici. Mi se pare incredibil, Darcel. Dar tu unde ești, Darcel? Păi mă cauți, Doamne, mi-e frică rău de... Bă, ia e Hunt! Bă, iar vine fantoma, mi se pare absolut ireal. Dar să unde ești? Vrei indiciu? Bă, eu vreau să plec mai repede de aici, dar să nu știu, dai indiciu? Dar fii atent, în același timp, în timp ce facem noi asta, trebuie să ne dăm seama practic de fantomă, dar să le trebuie să ne dăm seama de ce fantomă este. Pentru că, bă, până la urmă trebuie să găsim fantoma, că de asta suntem aici în mod normal, nu? Da! Păi, da, dar să le nu știu... Ce-i, mă? Easy, bă, deci fii atent, Arsele. În primul rând, ideea stă în felul următor. Acesta este gosant în continuu, ceea ce s-ar putea să rezulte o chestie dacă dă gosant așa, dar altceva n-am văzut. Trebuie să citim în cărți despre ce e, pentru că noi nu putem să mergem cu imufuși cu astea. Dacă e freezing, s-ar putea să vedem. O să apară așa pe ecran. Dacă e ghost-ul, faza e că nu putem să folosim camera. Și e cam super, super ciudat pentru noi, super greu ca să găsim fantoma, dar trebuie să vedem cum facem. Ideea e în felul următor, Arsele. Uite, dacă mă joc eu și mă găsesc, după te joci tu și te găsesc la, în a treia rundă, practic, cum ar veni, o să putem să căutăm fantoma atunci, să căutăm cu obiectele. În rest, nu putem să folosim obiectele, dar să le... Asta e chestia, trebuie să ne găsim, dar trebuie să ne dăm timp. Și așa că am zis că trebuie să ne dăm timp, o să pun eu acum un timer, dar să le dau drumul la cronometru. O să-l punem undeva la 2, la 3 minute, 3, câte minute? Hai că mai pun niciun timer. Mă ascund și eu, hai repede să nu se închină ușa din Darcele. Vine repede. Bă, de fapt, da, ascunde-te tu, mamă, deci m-a găsit Darcele. Acum e oarecum mai nașpa pentru mine dacă stai să mă gândesc că o să fiu un super, super hunt. Am zis că acolo eu eram, practic, stăteam lejer, n-aveam niciun stres, pentru că eram în locul meu lângă ușă. Și, practic, fantoma nu cred că era acolo la ușă și era bine unde m-am ascuns. Dar uitați-vă că acum e super nașpa și mi se pare că s-au niște sunete. Și, mamă, deci activitatea... Bă, ia portul, uite-mă în față! Darcel! Și mie! Deci înseamnă că ție ți-a apărut, dar ce mi-a apărut și mie aici? Pentru că și mie! Ok, Darcele, fii atent, 5 minute la dispoziție, am dat start, Darcele, vin după tine, te-ai ascuns? Da! Ok, 5 minute la dispoziție, am să te caut, Darcele, după astea 5 minute, dacă nu te găsesc, practic, trebuie să te pui în continuare în... Bă, Darcel! Bă, ce? Ce? Bă, ce căută asta aici? Darcel, e un demon aici. Bă, nu mai intru. Darcel, bă, dar pierd timpul. No, fuck, Doamne, mai am 4 minute, trebuie să-l caut pe Darcel. Mă șinec. Bă, că mor, o să pe lângă. Mă șinec, bă, ce acolo? Bă, Darcel, bă, de ce e așa înfricoșător? De ce e acum așa de înfricoșător când mă pun eu? Bă, uitați-vă câta holul. Bă, fraților,
Bă! Nu, 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 mi-e frică. Darcel, 4 minute mai sunt. Poți să dai un indiciu, Darcel? Un indiciu. Indiciu, Darcel. Nu, la 2 minute, că te-am imediat. La 2 minute? Dar sunt 2 minute, Darcel. Dă-mi indiciu. Dă-mi indiciu. Bine, văd roșu. Vezi roșu să-l pupi în ăla, pe moșu. În fine, da, hai, lasă-o. Că roșu e peste tot, dar, bă, da, roșu e peste tot, Darcel. M-am uitat să cum e aici. De s-a dat, bine că am lanternă. Sunt înconjurate, roșu. Asta văd, din roșu, roșu, roșu. Ok. E roșu, roșu, roșu înseamnă că îl pupi în funduleț pe moșu, nu? Nu, tu! Bă! Bă, sper... Mi s-a părut că am... Nu, ok, și dacă ești înconjurat în roșu, s-ar putea chiar să-l pupi în cur pe moșu, dar să le da... Unde ești, mă, tu? Bă, taci, bă, din gură, urâtule! Bă, fiți atenți că aici... Mamă, bă, ce... Bă, nu... Bă! Mamă, ce m-a speriat... M-a tras așa într-o parte, nu știu... Și aici... Nu, aici nu cred că are treabă locația asta, nu? Dar să le mai dă un indiciu, că mai sunt 3 minute la dispoziție, dar să le mai dă un indiciu. Am nevoie de încă un indiciu. O scară? Mamă. Da! Mamă, nu știu, parcă mă ia așa și cu fric, dar răsele. Nu știu, parcă mă ia și rățioară, adică nu înțeleg. Aaa, vezi o scară? Bine, dar răsele, vezi o scară? Aaa, ok, 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 bun, deci ne simt pe aici. Unde-i, mă, fraierul ăsta? Dar răsele, sunt după tine. Ok, deci cred că te-ai urcat pe undeva pe aici, pe sus, dar răsele. Dar trebuie să fiu foarte, foarte atent. Mamă, și pe... Mamă, s-a urcat sus? Nu, nu s-a urcat sus, fiți atenți. Uitați, bă, bă, what? Mamă, ce cum e? Mamă, deci chiar sunt locuri aici astea ascunzi, dacă stai să te gândești bine. Mamă, deci s-ar putea să mă facă dar răsire aici. Bă! Dar răsire! Ce? Tu ai făcut așa? Nu, prostule, nu, eu așa fac! Bă, tu ai făcut așa? Nu! Bă, s-a plângea un copil, dar răsire. Nu, i-am plecat de acolo, deci nu ești acolo. Bă, era o scară și nu ești acolo, stai puțin că mi-e frică. Cum adică nu ești acolo și era o scară? Dar răsire, unde ești? Păi, ușa deschisă aici. Bă. Bă, nu mai ajung acolo. De ce ușa deschisă aici? Dar să mai dăm un indiciu. Mai dăm, te rog, un indiciu. Mai dăm un indiciu, dar să. Bă, și o mașină, ce doamne iartă mă să aude. Dar să, hai cu încă un indiciu, că mai e 1 minut 50, dar să. Păi, nu știu. Ce ai făcut? Face hand! Vine fan. Bă, da, dar am crezut că te-a luat pe tine. A, vezi o scară? Ești la început. Ești pe aici, pe undeva. Mamă, deci 1 minut 38 las. Mai am 1 minut 38. Ok, prostul e aici, 100%. 100% e aici. Undeva aici trebuie să fie. Dar să-l... Unde ești, mă? Bă, unde ești, mă? Ai trecut pe lângă mine. Când? Acum. Acum am trecut pe lângă tine? Da. Pe... Ok, sau niște mașini. Ceea ce e super nașpa, dar să-l... Bă, de ce s-a dat din partea aia acum? N-am trecut, mă, pe lângă tine. Nu, deci n-am trecut. Bă, ești urcat, e sus sau e jos? Mai un minut. Sunt jos, jos de tot, jos în iad. Bă, zi pe bune, că mai sunt 58 de secunde, unde e, jos sau sus? Da, sună cu bucătărie. Nu, nu, fraților, știți care este faza? Eu momentul lângă bucătărie, ești în partea asta. Nu, bă, unde ești? Nu, nu știu unde ești. Doamne, nu știu unde... Bă, dar să-l... niște explicații, te rog ceva? Îmi spui și mie, te rog ceva? Te rog? Magma Cube, ok, bă, nu știu unde vezi tu Magma Cube, dar mai sunt 30 de secunde și eu dacă nu te găsesc în astea 30 de secunde, înseamnă că eu trebuie să caut... Ce? Mi-a părut fantoma în față. Dar se... Nu, mai am 19 secunde, fuck, nu te mai găsesc, nu, deci înseamnă că... Deci 10 secunde! Nu mai găsesc, nu știu unde se ascunde prostul ăsta, dar să-l... Ai câștigat, bravo, fie, no. Bine, gata. Nu, Darcel. Cum adică TP? Ce înseamnă TP, Darcel? Bine, tu ce vorbești, mă, Darcel? Te crezi pe jocuri aici? Doamne! Aha! Oh, ok. Unde ești? Gata, eu mă duc acasă. Am bucătărie! Nu, nu știu unde ești tu, Darcel. Fii atent, în momentul de fapt... Bă, Darcel, tu ce nu... Nu, n-am pus eu, s-a zis că așa am găsit acolo. Dar să le știi ce trebuie să fac în momentul de față? Trebuie să caut singur fantoma, omule. Eu trebuie să caut fantoma singur. De ce chiar trebuie ce? Păi pentru că... A, vrei să mă ajuți pe mine să cauți fantoma cu mine? Ia vino. Ce vrei, mă, omule? N-ai luat ăla să vezi câte grade sunt? Că nu îi apare aici, eu nu-l văd. Uite la aici. A, păi luase-mă. Până ți-am zis că n-ai voie să iei, de ce trișezi? Nu, ok, nu, 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 n
no, stop, dar să-l vii cu mine căutăm fantoma. Fii atent, eu nu te-am găsit, dar tu ai trișat, ai folosit ăsta, tu n-aveai voie să folosești deloc. Nu, zi de ce ai nevoie, nu, îți dau eu, nu, dar să le te ascunzi, ai folosit ăla, n-ai nevoie, așa că folosești spirit box-ul, folosești spirit box-ul să vorbești cu el, MFU și mai folosești... Gata, gata, dar să zici mai folosești lampa de UV să vezi dacă eu sunt... Camera! Băi, nu, camera o țin eu, dar să le, n-ai tu nevoie de cameră. Nu, am lanternă, uite, la lanternă, mă fă și spirit buci. Hai, păi, bă, omule, mă, poți să scoți alea din inventar de deasupra? Hai, vreau să rog eu unde m-am ascuns. Bine, dar să le, în timp ce mi-arăți unde te-ai ascuns, trebuie să căutăm și fantoma, așa că stai cu MFU-ul ăla deschis, dar să le, că trebuie să găsim și fantoma asta, că altfel nu avem cum să scăpăm de aici. Bă, dar nu înțeleg ce cu ăsta aici. Tu l-ai pus, mă? Nu, Rafa, vino. Hai, fii atent, că sunt 16 grade. Uite, aici, frumos, grațios și lumoșu, i-am pupat. Ce, mă? Ia stai, cum era? Să deschide asta, era cumva... Aici erai? Da! Doamne, e fix în ăsta, în fine, hai să căutăm, dar înseamnă că trebuie să căutăm fantoma, nu știu unde se află, dar ce știu eu, dar... Da, vine după noi, dar înseamnă, bă, vină, hai să căutăm o fantomă. Bă, fii atent, eu zic să te las tu aici la jumătate, că nu știu că pe aici parcă eram sunete suspecte, dar înseamnă aici la jumătate, eu zic că fix aici ar trebui să fie, vină după mine, că ascult... Nu e aici, mă, frate, nu înțeleg unde, deci are 17 grade, mă, eu nu înțeleg unde se află fantoma asta, dar e super stresantă fantoma asta, chiar nu suport. Darcel? Ce? Păi vorbește, omule, cu mine, ce? Bă, dar vină-mă odată după mine, ce mă lași pe mine singur? Ok, dacă nu trișai tu, eram doar eu singur și tu stăteai bine mersi la autobuzul ăla al nostru. Dar așa că ai trișat, dar o să le vină după mine, unde e? Omule, lasă-le, o tată, mă. Vino, da, mai știu față. Nu, ce mă șochez, mă, ce mă șochez, ce mă șochez? Fii atine, uite, stai aici. Da, și pui tu ăla repede, hai că nu mai. Nu, uite, Rafa. Ce? Hut? Ce? Intră. Păi ce ai făcut? Păi acolo este un tunel secret. Ce ai făcut, mă, pe ce ai apăsat? De acolo. Ce ai apăsat-o? Apasă. Bă, ce e asta? What? Cum ai descoperit locul ăsta? Și aici erai tu? Cum ai descoperit locul ăsta? Brafăle, dar nu știu. Ce, doamne iartă-mă, este cu locul acesta? Cum, doamne iartă-mă, a descoperit Darusel în primul rând, mă, Darusel, ai ceva să-mi spui? Eu fii antenă, pe mine mă cheamă, dar sunt 2010. Bă, mi-e frică. Bă, Darusel? Da, bă, fraților. Bă, ce sunt? Bă, de ce am acceptat așa ceva să vină aici, la față scunsele, pe așa ceva, mă, frate? Mă, și cum ai ieșit aici? Bă, m-am blocat. Darcel? Ajută-mă! Acum ați dat drumul, hai! Ajută-mă, te rog, ajută-mă, doamne ferește, ce am putut să... Bă, ce te... Hai, gata, doamne, ce am putut să... Doamne, ce există acolo, mie nu-mi vine să cred așa ceva, Darcel, hai să căutăm fantoma asta. Hai, casa mea, bă, cum adică? Bă, cum... Mă, tu ai făcut aia acum, tu, special? Nu! Păi și atunci, hai să căutăm fantoma, dar să le vină. Bă, dar să le hai mai repede. Bă, știi ceva? Nu mai căutăm nicio fantomă, eu zic să mergem direct acasă. De ce? Să fie sănătoși ăștia cu fantoma lor, că nu se mai poate. Deja stăm de jumătate de an, dar să le aici stăm. Hai, bă, să căutăm fantoma, hai! Guștenii! Hai, că nici nu știi să mai vorbești. Du-te și caută fantoma. Ei bine, bă, fraților, dacă mai veți pusă de genul în care merge la fasmofobia și nu mai trage dar însă așa de timp, să facem așa o rundă cu o rundă și vedem dacă practic cine o să câștige pe cel care o să fie pierzător. Adică pierzătorul practic o să trebuiască să caute de unul singur fantoma. Ei bine, eu astăzi am fost cam pierzător și m-am dus oricum să caut cam de unul singur fantoma, că prostul ăsta azi nu venea după mine, dar fața e că el trișase, că avea alea în inventar și eu am zis doar lanterna. În fine, dacă mai vreți pisare de genul să mai facem, pentru că a fost super, bă, a fost scary, super. A fost chiar scary, mai ales cu... A fost bomba clatima! Da, nu mai zic nimic, în fine, dacă mai vreți scrieți acolo în comentarii, papa. Darcel? Cum îi spionez și voi testa nervii lui Darcel 2012? După cum puteți vedea, sunt la Darcel acasă, practic la mama lui acasă și astăzi cu aceste chestii mirobolante pe care le-am mai folosit și la Hide and Seek și am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult, o să-l trollăm pe Darcel. După cum puteți vedea, dacă ne punem în ăsta, putem să ne facem ca o pisică sau putem să ne facem ca orice alt animal. Uitați-vă și ca această pisică, bine, de fapt asta nu e pisică, dar în fine, nu mai știu acum cum să mai zice, scrieți acolo în comentarii. Pot să mă fac și papagal și cât mai multe animale de genul, dar în afară de astea pot să mă fac și un flor,
robot, pot să mă fac și un ăsta, un clopot și un tort pe care Drăsel s-ar putea să-l mănânce. Și vedem că vine papagalul la bărci vrea. Bă, stați puțin că dau cheicul ăsta la o parte, cred că vrea papagalul să mănânce cheicul. În fine, asta o să facem astăzi. O să-l trolez eu pe Drăsel foarte frumos cu astea și cu spionatul acestea, cum îi fac eu trollul ăsta. O să vreau să văd ce mai face Drăsel și să vedem dacă mai vorbește cu cineva sau dacă are secrete față de mine, chestii de genul. Și vă întrebați oare cum îi voi testa nervii pe ei? Bine, o să-i fac niște farse ca și cum, nu știu, să zicem, își pierde niște obiecte sau să mută niște obiecte, să spar niște lucruri, ce o să se sperie și toate chestiile astea de genul. O să fie mai multe chestii, dar înainte de toate, eu vreau să mergem aici să vedem ce mai face Alonelu și prima oară eu zic să mergem la Drăsel în casă. De fapt, cred că mă ascund, mă, nu mai merg cum am făcut data trecută. Știți că l-am mai spionat pe Drăsel, am mers prima oară la el, nu o să merg direct la el. Hai să vorbim cu Alonelu. Bă, ce faci, Alonelu? Bă, de mult te-am mai văzut, bă, dar și când te vedeam, același lucru mi l-ai spus. Toată vara îmi spuneai că Alonelu, vara a sosit cu mult foc. Mai altceva? Alonelu, hai la joc. De fapt, veselia se termină. Școala. Doamne, Alonelu, nici nu voiam să aud asta. Voi aștepta școala, scrieți acolo în comentarii că eu nu aștept. Și acum, înainte toate, trebuie să mă costumez. Hai să mă fac prima oară ca un animal. Și ca ce animal să mă fac? Hai să mă fac ca un câine. Să fie totuși că câinele de fiecare dată. Că aici, dacă stau în casă ca animal, trebuie să fiu ca un câine. Și știți că data trecută, dar însă, practic, este foarte bine că nu mă aude. Practic, el aude câinele când mai latră din când în când și așa. Și pe mine nu mă aude, ceea ce este foarte bine că putem să vorbim în timp ce el face problemele astea. Ok, să sperăm că nu are chestiile astea pe aici din nou. A să vedem, intrăm aici în cameră. Uitați-l pe ăsta, e fix aici. Ce-mi place, ia să iasă ușor. Mi-a să iasă chipsuri și antenea. Uite, fata asta ce-mi place, băi, foarte frumoasă fata asta. Hello, Lini, ce faci? Eu te iubesc. Mă, ce vorbește ăsta, mă? Stai să mă dau mai aproape. What? Ce tău, iartă-mă, iar vorbește cu fete? Bă, ce facem ăsta? Bă, ce faci? Și eu te plac pe tine, iubițelul meu. Bă, mă place în sfârșit o fată. Yay! Sunt așa de fericit. Ia să mai iasă chipsuri. Mamă, eu... Îmi place chipsurile. Mamă, și antena. Acum eu să-i spun. Hei, și mie îmi place de tine. Ești foarte frumoasă. Arată-mi o poză cu tine. Mă, ce vorbește, mă, ăsta? Bă, copilul ăsta poate să te dezvoltă, crește mare. Dar să stai puțin, mă, tare să-l... Ce mă ăsta? Doamne, iartă-mă. What the fuck? Mamă, ce frumos e fata asta. Oare ce poți să-i trimit cu ea? Cum adică ce poți să-i trimit cu ea? Bă, stai, prost să nu știi să vorbească. Cum adică ce poți să-i trimit cu ea? A, doamne, băgat astea. A, să-mi iau haine de polițist ca să ia, că iată că eu sunt polițist. Mamă, dar să-i foarte frumos, ești polițai, nu? Mă, doamne, dar cât de prost e copilul ăsta. Mă, ce faci mă ăsta să facă polițist? Doamne, iată, nu știe să vorbească. Ăsta să face polițist și nu știe să vorbească, mă, frate, să crede polițist. Mamă, deci dacă îl prinde poliția pe Drăsel, mă, ar fi o idee să mă transform în polițist. Dar unde că nu s-o ce stau la întâlnire, mă, hai bă, așa, fata aia face mișto de... Face mișto, vat. Bă, dar nu știe să vorbească deloc ăsta, bă, e prost rău tot ăsta, crede să mai crede și polițist. Ce să crede polițist ăsta, nu știe să vorbească, nu știe cât face 2 plus 2 și el să crede polițist și să bagă el în seama cu fete, mă, să fim serios și trebuie să vorbească. Mă, ce polițistul meu favorit, vreau să te pup, dulce, te iubesc, salvează-mă. Bine, bă, frate, am făcut o fată și am fraierit-o că nu-s copil. Ați mă că am chipsuri, acum să punem astea înapoi că... Nu mai avem nevoie de ele. Bă, în fine, hai că plec de la prostul ăsta din camera acum, pentru că vreau să vă spun ceva. Bă, mie mi se pare absolut incredibil cu copilul ăsta, zice că a păcălit o fată ca să creadă că e polițist și că e om matur. Dar el dacă se întâlnește cu... Adică n-are cum să se întâlnească cu fata asta. Asta e chestia, că dacă se întâlnește cu ea, el nici măcar nu-l bagă în seamă, nici nu-l cunoaște, nu se întâmplă absolut nimic. Nu o să recunoască nimic, poate și asta o să-i în viața lui, mă, prietene. Mă, da, bă, dar chiar voi credeți că o să aibă, dar să-l prieten în viața lui fără el, pentru că adevărat, ce? Mi se pare absolut absurd. Ei bine, bă, m-am făcut eu ca animal, ca o câine, ca un cățeluș, dar acum eu zic să mă duc. Unde să mă duc, mă, frate? A, m-aș duce la... Să mă duc, mă duc, mă duc, unde să mă duc, mă, să mă duc... Bă, mi se pare că vine, cred că vine aici la bucătărie. Mai face un tort, bă, mai face un tort să creadă că mănâncă tortul. M-am stat puțin că trebuie să iau repede tortul. Bun, ia să devizați, gata, m-am făcut tort și mă pun aici pe masă. Dar întreba, trebuie să-l chem pe ăsta, bă, da, sau vine, bă, a venit aici? Bă, what? A venit. Uite, tort, mă, bă, bă, dar cine a făcut pe tort? Bă, ce, what? Ce face, mă, prostul ăsta? Cred că a făcut mama mea tort, mami. Uite, și mami a făcut tort, mami. Hai, fiți atenți că acum mă mut, o să-l pun fix aici pe... Bă, a fost tortul că s-a mișcat. S-a mișcat tortul, nu. S-a mișcat tortul, nu. Trebuie să-l mănânc. Bă, dar de ce nu poți să-l mui? Bă, what the heck? Bă, nu, pleca ta, nu mai. Bă, tortul se pus ăsta, numai, bă. Mami, ce fac mă cu tortul ăsta? Te-a băgat în mașină de spălat? Doamne, cât de frăște copilul ăsta, fiți atenți. Hai că acum trebuie să mă transform înapoi. Îmi dau tortul ăsta jos și hai să mă transform. Fiți atenți, hai că mă transform ca un papagal. Să zic că, bă, cum ce căută papagalul ăsta în casă? Pe aici o să mă duc acum la el să vedem ce face, unde s-o fi dus. Părușca, unde ești, părușca?
Părușca, unde ești? Hai cu ciucu, părușca! Ăsta își caută câinele, mi se pare absolut incredibil așa, mă, dar mă, că mă enervează, fiți atenție că mă pun aici sus. Pun aici sus, ia părușca! Să vede să papagalul? Nu-l vede, nu-l vede, să-l țipă de spatele lui. Bă, dar de ce nu vede papagalul? Păi e prost ăsta. Hai mă, că fluierat papagalul și îl aude papagalul, mi se pare incredibil. Părușca, unde ești? Părușca! Ia. L-a văzut. Bă, Doamne, ăsta vorbește cu papagalul în limbi ăsta, crede, bă, nu, că, mamă, de, ăștia înseamnă că sunt eu dacă mă omoară, nu, fii stătem să râzi. Nu, încoace, mă, m-am ascuns, sper că nu mă vede. Bă, m-am ascuns. Mă, nu. Bă, ești afară! Gata. Bă, gata, că m-au trebuit să afară, dar deschide asta ușa, deschide asta prostă ușa. Mamă, deci nu pot să mă fac papagal, mă, frate. Vi s-a zis că intră înapoi pe aici, dar să mă mai dă. Dacă mai dă mine, deci eu nu știu ce să mai fac, dacă mai dă mine, că mă enervează rău de tot vizionat, că m-am pus aici, tine-o, ia. Nu cred. Ia. Poți să deschizi ușile, bă? Bă, what the fuck, bă? Ia așa, hai! Hai! Bă, dar întâi, aolo, bă, ce mă enervează, tu iar pus, acum intru, mă dă prin partea aia, prin față, și să văd ce face ăsta. Fiți atenți, chiar intrarea asta pe aici, pot să-mi spăl la el, pe la calculator, ia să vedem, intrăm, hai să vedem. Părușca, ești aici? Mă pun direct la calculator ăsta, să mă ajut la calculator, că ar veni, fiți atenți, ce se joacă? Ce se joacă acolo? Bă, ce acolo, bă? S-a speriat și prostul ăsta. Ești sigur că asta, bă, ce asta, bă, e greș, bă, nu mai, bă, și capte aici, bă, ia pleacă. L-a văzut, what? What? Bă, ce s-a dat? What the fuck? Bă, ce s-a dat, bă, băi, a făcut asta, bă? Bă, ce doamne, iertă-l să aude? Bă! Băi, fraților, după cum se poate observa, acum m-am făcut un șulcăr și vreau să-l pun undeva, dar să-l este la bucătărie. Vreau să intru, dar uitați, eu trebuie doar să sar, că altfel nu pot să intru în casă. Este un șulcăr de ăsta. Mamă, și cum intru? Mamă, stați puțin, că e cam greu să intru pe aici cu șulcărul. Ok, are și... Bă, încă mai are pe ăștia de la Paște. Doamne, iertă-mă, ok, deci trebuie să văd unde e ăla, să nu mă vadă. În primul rând trebuie să ajung să mă pun ca șulcăr aici. Hai, că băi, fraților, nu știu ce se întâmplă cu ăsta, dar deja a început să mă enerveze. Eu zic acum să încep să mă duc eu, să văd ce face Daruxile așa, să vorbesc eu cu el în mod normal, frumos, toate chestiile astea, că deja mă enervează, nu știu, mi se pare foarte plictisit băiatul ăsta, cred că la... Bă, dar chiar cred că l-a fi refuzat fata aia, cred că și-a dat seama că e băiat, că mi se pare că vorbește așa de ce în ce mai ciudat. Acum am să intru aici în casă. Ce caută, mă, stai, bă, alo! Ce faci? Ieși mă afară să vorbești ca lumea cu mine, omule, să ne înțelegem. Ce, doamne, iar, okay, vorbești pe acolo, bângea? Ce faci, mă, Daruxile? Alo, bă, ce unde? Bă, ce vrei? Ce te faci, mă, așa, Daruxile? Și ce ai acolo de mă aud la tine, mă, ți-ai pus iar telefonul ăla? Ce, doamne, iar, te-o să întâmplă? Nu știu, bă, afară, dar hai să ne jucăm! Ce să ne jucăm, Daruxile? Bă, Daruxile, nu știu, bă, dar mi se pare, nu știu, fii atent, nu știu când mai e, dar, de fapt, Daruxile, începe școala. Asta vrea să zic, chiar începe școala. Păi da, dar să liniște, nu știu ce să mai fac, mă, frate, mai sunt câteva zile, mă, și începe școala, nici nu mai știu ce zi e ea, sincer, că când practic ești în timpul vacanței, deci uiți complet de ce zi e și practic e mai frumos așa, adică de când să fii cu stres cu școala cu asta, dar să nu știu ce... Bă, vorbesc cu tine, tu unde te duci? Doamne, cât de impulsiv pot să fiu, omule, deja mă enervez, mă, Daruxile. Bă, Daruxile, fii atent, am o propunere pentru tine, Daruxile, să încingem și noi atmosfera mai așa, că văd că ești și tu plictisit și eu sunt plictisit, adică suntem supărați, așa, adică, da, tu de ce ești supărat, măi, sunt supărat cu școala, tu de ce ești supărat, că pare așa supărat, Daruxile, necăjit, așa, necăjit. A, mănânci și înghețate, că să termină fără și tu zici, hai să mănânc înghețate, că n-am mâncat, până acum de cine ai mâncat înghețată, dar să te-ai apucat în ultimele zile să mănânci o coarsă de înghețate și tu să răgușești, nu? Doamne, da! Doamne, cât de prost ești, dar nici nu-mi vine absolut să cred chestia asta, băi, eu zic să încingem puțin atmosfera, să ne ieșcăm de-a vați ascunsele pe aici prin casă, ce părere ai, dar să le, eu zic ar fi o idee chiar bună, și prin casă, dar și prin curte, sau, hai prin curte, okay, vrei prin curte? Vrei prin curte sau prin casă, eu zic prin curte, vrei? Prin casă!
Bă, vorbește, doamne, vorbește, mă, omule, ce prinsele am, omule, nu ești când prinsele, față ascunsele, alo. Doamne, cât de prost pot să fii, dar o să le deci deja mă enervez. Am zis și noi că începem să facem o chestie și, doamne, iartă-mă, stai aici după florile astea, mă, dar o să le... Te bagi în cuptor, ce fa... Bă, ce... Doamne, cât de prost... Bă, dar o să le ai, mă, să încingem și în atmosfera, să fie totul minunat, dar o să le chiar așa vrei... De ce vrei să fii depresiv, mă, când începe școala? Ok, dar... Mă... Privește partea bună, dar să încă mai ai câteva zile de vacanță, omule. Stai liniștit, că oricum tu nu te duci la școală, dar să le, adică nu înțeleg de ce ești tu supărat, că abia te duci de 2-3 ori pe an. Ei, lasă pe rapale, fiante, nu vrei să te ascunzi? Vreau să mă ascund, dar să le, dar vezi că... Acă eu mă ascund, hai numără, fraiere! Păi, dar mi-ai zis dacă vreau să mă ascund, eu mă ascund. Ei, nu, lasă pe rapale, pot dar tu mereu te ascunzi, acum e rândul meu. Care mereu mă ascund, mă, unde mă ascund? Ia, vine puțin aici, vine puțin la... Ok, deci mi se pare absolut incredibil. Prostul, ok, fiți atenți. Ce nu știe? Prostul e că eu o să-l găsesc capsul. Dar însel, ha, mă, vin odată să ne... Ok, eu l-aștept aici, bă, frate, mă pun aici liniștit pe șezlong. Bă, mi se pare absolut ireal că începe școala, dar... Ah, fiți atenți cum vreau să-l trulesc pe... Mă, ce faci, mă, acolo sunt, dar însel? Dar... Gata, nu mai fine, sunt, dar să ne jucăm sau nu ne jucăm? Hai odată, piatră face hai, hărtie. Hai, eu mă ascund. Bine, no. hai. Farfică, hărtie, stai. Cum era? Piatră, farfică, hărtie. Și ce ai dat? Păi ce ai dat? Tu ce ai dat? Păi tot ce ai dat? Tu primul. Păi, da, am întâi dată, hai, 3, 2, farfică, piatră. Bă, nu, bă, eu am zis primul și te-am zis ultima, așa că minți, așa că nu pasă, că mă ascund. Bă, nu mă interesează, eu mă ascund, dacă nu, păi eu ziceam să-ți dau niște bănuți, dar în serie, să, poate, de fapt, că spun în părgării, dacă mă tot înnevez așa. Nu, băi, dar să le fii atent, te pui aici, aici, te pui fix aici, dar să le... Hai, pleacă! Da, mă, vorbește-mă ca lumea, omule, dar să de ce pot, dar de ce te superi așa, mă, omule, pun, nu pot să, bă, omule, hai să faci și noi ceva interesant, că dacă o să termină, vrei să trăim cu regret, că să termină vacanța, omule, vrei să trăim cu regret? Ok, ascunde-te în 7! Da, hai, că mă sunt, gata, hai, nu mă la tine în gând, gata, nu mă arăt... Hai, mă, că nu este... Hai, mă, dar să că e nesimțit, omule, bă, da... Mă, vrei să plec acasă? Ok, hai, da! Bine, gata, nu, vorbește la tine în gând, ți-am zis, că zic eu când... Doamne, deja mă enervează rău de tot copilul ăsta, nu mai suport absolut deloc, deci fiți atenți. Acum, practic, eu să mă transform în câinele lui și, cum ar fi, da, nu o să-și dea seama, el, adică, nu o să o azi prea mult, o să vedem ce să facă, dar cred că v-ați dat și voi seama dacă o să fiu ascuns ca câinele lui, practic, da. Nu mai nimic, fiți atenți, hai că deschid ușa. De fapt, l-aștept aici, să-și aștepte câinele stăpână fix la ușa, să-i dăm ce e aici. O să arăt... Să-i ce e, dar cine gata alea cu lopata? Până la 10 numărat în 3 minute, profesor. Bă, Mașca, ce faci, bă, Părușca? Te-am curtat toată casa, Părușca. Era aici la ușa? Da, bă... Nu am niște de un câine, iar nici măcar nici nu bă, nu știu ce face, mă, stai mă, cât de prost e, nu mai suport absolut deloc pe copilul ăsta, mă, frate, bă, dar e prost rău de tot, mă, hai, mă, bă, da, hai, fiți atenți, bă, doamne, fiți atenți, da, că e prost, a plecat, doamne, ce facem, Rafaele, unde e, Rafaele? Mă, caută prostul, dar mi se pare, nu știu, mă, e plictisit rău de tot, mă, prost, e de plictisit, cred că nu mai vorbește, mă, cu fata. Doamne, când mă enervează prostul ăsta, nici nu știe să vorbească, mă, frate, mi se pare absolut incredibil. Deci stai că trebuie să mă duc după el, așa, ok? Și pe lângă treburile astea, că mă duc eu pe lângă... Rafaele, unde ești? Bă, unde ești? Ești aici? Bă, dar spuneți-mi și mie, vă rog, în comentarii despre Darusel, dacă credeți că l-a refuzat fata aceea, că și-a dat seama, practic, de Darusel, cât că el un copil, de fapt. Pentru că mi se pare foarte supărat, așa, că când începe școala, oricum pe el nu-l interesează, așa. Hai că e prostul ăsta, dar în primul rând, de fapt noi parcă vorbim să ne jucăm afară, dar în fine, văd că ne jucăm peste tot, nu mai contează asta. Ok, deci avem... Părușca, tu ce cazi aici? Ia pleacă! Fraților, știți ce zi este astăzi? Eu sunt foarte fericit, deci în sfârșit a venit ziua aceasta, de cât timp o așteptam și nu vine să cred cum a trecut un an fix de la ziua aceasta, dar astăzi, 9 septembrie, este ziua mea! La mulți ani, scrieți-mi acolo în comentarii și da, faza este că nu mi-a zis nimeni la mulți ani astăzi, m-aș bucura foarte, foarte mult pentru că, din păcate, dar să nu mi-a dat absolut niciun mesaj, nu mi-a spus nimic, acum o să merg peste el în casă să văd ce face. Da, ce să mai zic, este ziua mea, totuși.
știu, zic, o să fie o zi super, super tare. Probabil doarme, dar înțeleg și de-aia nu mi-a zis: Alunelule, ce faci, mă, Alunelule, mă? Alunelule, hai la joc, Rafael, stai așa. Ce? Asta este ziua ta? La mulți ani, poate îți voi pregăti o surpriză mai târziu. Alunelu, mă, îți mulțumesc, chiar îți mulțumesc. Deci, Alunelu, ești prima persoană de astăzi care mi-a spus la mulți ani. Îți mulțumesc foarte mult, Alunelule, chiar îți mulțumesc. Și stai puțin așa, deci acum să mă duc la Tarusel. Chiar sunt curios, l-ai văzut pe Tarusel? Nu cred că l-ai văzut, hai că mă duc acum. Bă, fraților, în sfârșit, deci mi-a zis cineva la mulți ani. Ei bine, cred că mi-a spus și voi acolo în comentarii, ceea ce vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult, pentru că anul trecut eram tot așa, am făcut o zi specială la casa mea frumos, unde eram eu cu Tarusel, la casa noastră aia veche. Și acum, bine, aia practic tot e casa mea, dar Tarusel nu știe că el practic știe ca și cum că eu nu locuiesc acolo, dar știți că eu am petrecut timp mai mult pe aici, pe la Darusel, dar el nu știe. În fine, hai să mergem acum să vedem ce facem ăsta. Darusel! Alo, Darusel! Trezirea, trezirea, Darusel! Nu e aici, ok, bun, hai să mergem sus la el în cameră, pă, deci este ziua mea și chiar vreau să fac multe chestii astăzi, chiar am așa poftă, chiar este o zi specială, sincer, fraților, și nu știu, nu, treaba este că începe și școala și e nașpa, dar măcar astăzi să-mi petrec eu ziua frumos. Și ce facem ăsta? Darusel! Bă, Darusel? Darusel? Bă, ce faci? Bă, adormi, mă! Bă, ce faci? Bă, ce... Doamne, sta... Deci da, chiar doarme prost. A dormit la calculator. O să stat toată noaptea, cred că la calculator și a dormit. Darusel! Alo, prostule! Alo! Darusel! Bă, Rafale, măi, bă! Bă, ce vrei, bă, Rafale? Lasă-mă, doar unde, că mi-e somn aici! Mamă, ce faci, mă, dorm, dar se zic chiar așa, dorm la calculator, omule. Stai, ce vrei, Rafale, ce vrei? Doamne, ce să vreau, mai mă, că ești nesimțit, dar să le-mi strici chiar ziua, mă, ești nesimțit, dar să le-mi strici ziua chiar așa, abia a început ziua și tu mi-o strici. Cum adică, e ziua mea, nu e ziua ta? Cum adică mi-ai strica ziua? E ziua ta, tu te buceai cu ziua ta, bă, Rafale, că deja mă nervi, ziua ta, ziua ta. Dar mereu ziua ta, bă, vreau și ziua mea să stau frumos, să ce-am pas, mă, uite, pe, să sună Ronaldo cum te-am gol. Hai, 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 Amal, Amal, bine, mă, la mine, Amal, vorbește, vorbește, si! Dar să ce faci, mă? Faci, te uiți. Mă uit la tine, hai, mă, ești de simț chiar așa, dar să le nimic, nu-mi spui și mie? Nu, du-te, mă, nici oricule, lasă-mă în pace. Alo, dar să vorbești, mă, și cu mine, mă, ce fac, mă, ce faci? Ce vrei? Ce faci? Ce vei de gând să faci astăzi tu? Să mănânc burgeri și să... Că fie într-o bravă, este un turnament pe Fortnite. A, tu te duci să te juri la turne pe Fortnite în ziua aceasta specială, nu? Da, da, mă, bă, bă, uite, e zi specială că e turnament pe Fortnite, yeee! E zi specială că e turnament pe Fortnite, ok. Bă, ce mă, să nu știi că e ziua mea, bă, a uitat prost, oameni. Bă, și eu nu am, bă, ce nu, bă, dar eu n-am uitat că ziua lui e în decembrie, bă, 13 parcă sau 14, nu mai știu, bine, înseamnă că am uitat și eu, dar tot știu ceva de genul. Dar, Sel, ce faci? Ce? Ce vrei? A, tort! Tort? Dar în fel? Mulțumesc, mulțumesc! Nu mai tort, trebuie mă fie între mama mea, mi-a făcut mie tras, că mi-a făcut tort și-l mănânc acum, ce mă, ți-a făcut tortul? Ți-a făcut mai cât tort și-l mănânc pe ce și pe și eu, cum adică ți-a făcut ție tort? De ce ți-a făcut ție tort? Stai, pân, nu cred că ți-a făcut... Păi, tu ce cazi în casa mea, zi? Păi, nu cred că ți-a făcut ție tort, Darusel. E pentru altcineva, nu era pentru altcineva, ai mâncat tortul. Nu! Doamne, Darusel, am că ești nesimțit și cu tortul ăla de la vei, mă, acum, de unde l-ai mai căpătat? E, pe fie, trebuie, era cuzum că vine Halloween-ul. Ce Halloween, doamne, hai că deja mă enervez, Darusel, hai, lasă-mă. Darusel, ce faci, mă, omule? Ai adus statuia asta aici, statuia cum să mai ia? Da, sigur m-a schimbit de riz la fiantină. Stai că trebuie să mă închin, amin. O mie ora, o mie ora, o mie ora, o mie ora. Bă, că nu știu să vorbești, bă, nu mai țipa așa ca prostul, că deja mă enervez, Darusel. Ai, mă, mi-ai pregătit și mie ceva special, Darusel? De ce? Păi cum adică de ce? Nu, e, nu suntem prieteni și nu e o zi specială? Aia, păi stai, așa, ia, niște bărgă de pe jos, ia că-s buni. Da, mersi pentru bărgă de pe jos, hai că deja ești simțit, Darusele, mă. Doamne, ce mă enervează, mă, ăsta, mă, frate, ăsta nu știe, mă, ăsta, mă, ce, de ce s-a uitat, bă, că e ziua mea, nu înțeleg ce să comport așa, mă, frate, credeam și eu, măcar mi-a spus Salonelul, mă, și probabil cred că mi-a scris și voi, vă mulțumesc foarte mult, dar Darusel, adică stau cu el în fiecare zi, mă, ce faci, Darusel, ce faci, omule, ce faci aici, alo, ce te-ai apucat să construiești, ce, ce doamne, iar tu mă faci, ce înseamnă asta? Doamne, cât de... De ce îți faci joc de mine, Darusel, mă, omule, ce, așa, ce, ce, da, pe bune, Darusel? Ce? Ce? Mi-ai făcut tort? Ce artificii? Rafale, nu, stai, uite, nu, asta pentru altă zi. Dar fie între Rafale, artificii, da, uite, artificii, da, artificii. Bă, ce faci, mă, îți distrugi casa, mă, prostule, ce faci, ce faci, mă, dar, mă, a crezi eu că mi-ai făcut mie o surpriză, mă. Nu, bă, Rafale, dă-te, mă, de ce atunci culcă-te, bro. De ce nu faci surpriză ea? Adică surpriză.
de ce îmi vorbești? Bă, tu știi cum să vorbești, omule, că mă ia capul pe tine, mă. Asta trebuia să fie o zi specială, nu să am nervi, mă. Să fie o zi frumoasă, să fie activă. Mă, dar tu mă rătiți, mâine, eu nu te-am făcut nimica. Prima oară intri în casa mea, fără să dau voie să intri în casa mea, după mă nervezi cu gata specială. Mă, ce vorbești, mă? Ce vorbești, mă, aici nici măcar nu te aud, omule. Știi să vorbești cum trebuie, omule, nu înțeleg absolut nimic din ce vorbești. Știi să vorbești odată? Dar cum adică e joata, bă, Rafale? Adică joata, ai câștigat ceva? A câștigat la a câștigat loteria? Ce să câștig loterie, mă? Nici măcar nu știi să vorbești, mă, omule. Cu ce? Okay. A zis că e o zi specială, distractivă. Mă, ce? Mă, asta nu știe că e ziua mea, mă, frate, nu știu, parcă îmi vine și așa și să plâng, mă, chiar sunt dezamăgit, mă, frate, nu stau uitat că e ziua mea, mă, eu n-am uitat că când e ziua lui și el uită că e ziua mea azi, mă, eu nu înțeleg. Cum mă, băi, ia vreo tu încă ce rafă, le ia vreo, cred că deja mă nervez, bă, ia vină încoa. Ce dar să ia, cred că știi, ce face? Ia vreo încă, bă, rafă, le fie atent, dacă tu dacă și eu nu trăiai, iată și mie datoria. Ce datorie, mă? Păi, mă, tu-mi datorești mie 1000 de lei, iată banii aia, hai, coace, că dacă nu te murai, hai, dă bani. Mamă, deci ăsta de ziua mea, el îmi cere bani, mi se pare absolut incredibil așa ceva. Dar hai, se... nu, că te leg de scaun, hai! Și, mă, ce limbă vorbești, mă? Hai, te leg de scaun! Bă, la, va fi altele, tu îmi datorezi 1000 de lei, dacă nu vii, te leg de scaun, hai! De ce să-ți datorezi 1000 de lei? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Bă, ce... Doamne... Bă, ce... Mă, ce s-a întâmplat, mă, fraților? Bă, ăsta e de pe altă planetă. Mă, dar... Doamne, mamă, ce magician el. Ha, cel mai bun magician ești, Darusel. Da, hai, dă să te văd, Darusele, hai să te văd. Aaa, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani, au, mulți ani trăiască. Au. Bă, mersi, Darusel, dar încânti mie la mulți ani, mă, Darusel, chiar așa? Da, bravo, le fie antene, vreau zic că la mulți ani. La mulți ani, pentru ce... Deci, stai puțin așa. Bă, deci, dar să zici, chiar nu vine să creem, dar să le mulțumesc pentru surpriză. Mamă, e bun tortul, dar să zici, deci, nu mulțumesc. Nu, Rafa, va fi antenă. Azi fac primul meu an de când am făcut primul meu win și singurul meu win pe Fortnite. Yay! Cum adică azi faci primul an de când ai făcut primul win pe Fortnite? Ce? Da, și ăla e singurul meu win. Așa că hai să celebrăm. Mulți ani trăiască. Lui Darusel, nu te-ai fi cap primul mai... win pe Fortnite într-un an. Adică tu sărbătorești că ai făcut anul trecut sau cu 2 ani? Care e într-un an? Anul trecut am făcut primul meu win pe Fortnite. Singurul meu win. Adică... Stai puțin că mă duc până la toaletă, stai puțin, stai că mai mănânc din tortul ăsta. Mă, stai puțin. Tortul meu! Bine, bă, stați-mă puțin. Bă, deci, în primul rând, ăsta am crezut că chiar știa de ziua mea. Se pare că a uitat complet. El zice că a făcut acum un an, de când a câștigat primul win pe Fortnite. Și acum un an a fost ziua mea. Adică el dacă a jucat Fortnite acum un an și a făcut primul win, el își amintește și că a fost la ziua mea. Mi se pare absolut incredibil, mă, fraților. Mă, ce? Mă, ce? Mă, mi se pare ciudat. Mă, ce sunt? Sunt trească, da, sunt în ești pe bossul, bă, că banii, Ionele. Hai, dumneata, Da, deci se pare că prostul chiar încă nu știe, chiar nu știe că e. Darusel, ce faci, omule? Hai că mai mânt, da, mulțumesc pentru sort, Darusel, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Da, aștept să spui, Darusel, aștept să spui. A, da, chiar mă turneu pe fune, da, băi, băi, mă, aveam nevoie, așteptam un la mulți ani din partea lui și el ce dă turneu pe Fortnite. Nu se poate, mă, da, știi ceva? Bă, cred că mă duc acasă, cred că mă duc la... Bine, Ioane, băi, Ioane, hai că câștigăm, dădi, băi, Ioane, bă, tăi, cazul tău, îmi puri, bă, nu m-am jucat, da, mă arunc de pe geam, cu tot cu Fortnite-ul lui, bă, Rafaele! Doamne, cât de amuzant poate să fie copilul ăsta, da, nu, n-am ce să mai zic, mă, fraților, mă duc acasă, știi ceva, ziceam că stau să-mi petrec și o ziua frumos, mă duc acasă, că și așa acolo la casa mea n-am mai fost de foarte mult timp, dacă stăteam aici cu doar în seară, că mă transformam eu în maică, s-a strict, dar nu m-am mai transformat de mult timp și așa, dar în fine, mă duc la casa mea, mă duc acum acolo și să văd ce să fac, frate, că chiar mi era dor de casa aia, măcar așa, să-mi readuc aminte de ziua mea de anul trecut, mă, fraților, că ziua mea de anul ăsta nu există, după cum puteți vedea, dar se nu a uitat complet în ziua mea. El zice că acum un an a făcut el win pe Fortnite, dar ziua mea, zic, acum un an a fost și a fost la ziua mea. Adică nu știu ce se mai întâmplă, frate. Noi nu știu ce să mai zic, sincer. Hai că mă duc acasă și... Nu, chiar sunt dezamăgit complet. Chiar sunt complet dezamăgit. Casă dulce casă, mi era dor de casa asta. Și hai să mă duc în spate, să-mi readuc aminte de anul trecut de ziua mea, că dar știu dacă nu și-a amintit de ziua mea anul acesta, în fine, mă duc aici anul trecut și... Păi, bagă micu, Ione, bagă micu! Arde tare vegetare pe rumenă de la mare! Parafel, ce faci, parafel? Arde tare vegetare pe rumenă de la mare! Mă, ce faci, mă, aici, nu parchirea la tine acasă? Ce faci aici? E, fii antre, parafel, eu m-am teleportat cu bucherile și pe cărui, dar sunt de 12
Așa. Și? De ce faci băgrătare și de ce? Mă, ce cochie asta? Și ce cu cadoul ăsta? Ce? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Nu uite pe forme, nu uite pe zburafele, la mulți ani zburafele, jata, băi, băi, jata! Dani, nu știi să vorbești, mă, omule, da, chiar credeam că ai uitat deja mea, că îmi ziceai tu că ai făcut timp pe Fortnite acum una și aia sărbătoria aia, mă, frate. Bă, chiar să știi că eram super dezamăgit și am zis să vin aici să-mi readuc aminte măcar de anul trecut cum era, cum stăteam aici, că da, da, chiar, mă, da, ce era cu cheia asta aici, Darasele? Și mai ai? Aaa, ia, vină, vină, Fiorentino, aici era un cadou, da, vină. Ce cadou? Ce să... Uite! Ce? Vezi barca aia de acolo, o vezi? Da. Acesta este noul tău vehicul, barca aia! Păi și cu cheia ce fac? Îl baci în barca, hai bără, vele, că mi-ești prost, le uite acolo, ai mașina, o mașină verde frumoasă! Mă, pe bune? Nu, bără, vele, tu ai o motocicletă! Mă, bune? Stai puțin, bă, asta era mașina! Asta e mașina mea, broșule, nu, asta e mașina mea, de asta e ta! Aceasta motocicletă! A, mi-ai luat motocicletă, dar mi-e cam frică, sincer, să merg pe motocicletă, dar însel, nu știu, mi-ai luat motocicletă? Da, hai, Crișor, bă, hai, dă cheia! Ia cheia, dar însel, mi-ai luat motocicletă! Da, vrum, mamă, ce rapide-i, mamă, stai! Stai, motocicleta, prostule, bă, știi ceva, dar însel, n-am nevoie de cadou tău. N-am nevoie uite, de cadou. Uite! Ce? Ce? Omul peșterii! Da, omul peșterii, ok, dar să... Bă, deci nu cred așa ceva, tu chiar mi-ai făcut mașina asta ca de mașina pe care o aveam înainte, deci chiar nu cred așa ceva, dar să... Mașina mea, prostule, de asta, uite, asta e ta! Bine, îți mulțumesc, chiar îmi... Gata, îți mulțumesc, dar să le așa și ce mai e ca cadou? Bă, îți mulțumesc foarte mult, dar bă, da, chiar credeam că ai uitat de ziua mea, nu vine să crezi, tu chiar n-ai uitat, bă, dar să le îți mulțumesc foarte mult. Da, bă, prieten adevărat, ești tu, dar să uite, poftim, ia tu carnea, eu mănânc cărnăciorul acesta și aici, mamă, două torturi mi-ai făcut. Fără, la fel, fii antenul, seara asta o să mănânci tu cărnatul meu. Aha, foarte amuzant, dar să le, da, păi dacă faci la toaletă, nu mai... Toate alea, dar să vede că mănânci toate brăsliile, în fine, nu mai contează și să vedem ce mi-ai pus aici. Ce? Bă, pleci. Pompone! Mulțumesc! Asta este la rafa! Ia de și mie, ia, hai mare, te dă și mie! Da, ia-le, ia-le, că... Cât am cumpărat? Da, știu că pentru tine le-ai cumpărat, că știi că eu nu prea mănânc, nu mă omor eu cu ciocolata și cu astea, da? Îți mulțumesc foarte mult, da? Dar să le mulțumesc foarte mult, mamă, deci chiar nu vine să crede, deci tu chiar știai, mă, de ziua mea, mă, dar să le, Doamne, deci chiar știai, îți mulțumesc foarte mult. Și m-am un cadou artificii! Bum, bici! Bă, arte! Bă, am dat fotografele, stai, uite la valoarea fotii! Ia, stinge! Ce la fără, stinge! Ce-i ăsta? Extintor? Gata! Unde-le? Am cumpărat! Uite, fiind de la fără! Și ăsta este cadou de ziua ta! A, un extintor, bă, să știi, eu chiar aveam nevoie de așa ceva. Îți mulțumesc foarte mult, Darasele. Chiar îți mulțumesc, bă, Darasele. Îți mulțumesc, da, a fost o zi genială, Darasele. Chiar îți mulțumesc, gen. Adică, chiar credeam că nu știi. Mă bucură enorm de mult că n-ai uitat, Darasele, că e ziua mea. Chiar era super trist, dar acum sunt foarte fericit. Îți mulțumesc, Darasele, pentru acest cadou, pentru aceste cadouri, Darasele. Dar știi care e faza, Darasele? Dar să le stricat tortul. Ăla era stricat. Poți și uita. Ah, era stricat? Da. Nu știu. Doamne, cât de prost ești. Hai, lasă. Deja am strâns ziua, știi ceva, dar se... Doamne, iartă, mă dai flori. Ce îmi dai aici? Mulțumesc, dar să ești pentru flori, dar da. Da. Pe lângă faptul că Darasele a făcut un tort stricat, că nu știu de unde l-ai ținut Darasele, în fine, nu mai contează asta, da, îți mulțumesc foarte mult pentru cadourile astea și ce, bă, Darasele, dă-mi te rog în care, bă, stai puțin, că iau de aici, de la tine, din frigiderul ăsta, altul, mamă, dar și asta, bă, câți burguri aici, bă. La mulți ani, 2014! Băi, fraților, din păcate, uitați-vă ce este. Astăzi este prima zi de școală și noi astăzi trebuie să mergem la școală alături de Darasele 2012. Ei bine, ca să fie o zi mai interesantă de școală, eu aș zice să-i fac o mare farsă lui Darasele și profesorului chiar, pentru că atunci când vom ajunge la școală, o să vedem cum o să decurgă ziua și toate astea. Iar după aceea, după cum puteți vedea, eu am aceste chestii. Uitați, eu am asta, pot să mă transform într-o pisică, pot să mă transform în orice animal îmi doresc. Și cu asta vreau să-i trolez, să le fac o farsă și profesorul, a
atât profesorului cât și lui Darcel, sau pot să mă fac un flowerpot sau blocuri de genul și să-i trolesc ca și cum se mișcă obiectele pe acolo, sau ca și cum este practic un animal pe acolo. Ați văzut cum am făcut, ați venit și papagalul acesta. Ei bine, hai să mă fac un papagal, cine știe, poate sunt prietenește cu papagalul meu sau poate se iau la bătaie. Uitați, să ne dai papagal pe aici. Foarte frumos acest lucru și da. Astăzi așa să-l trolez eu pe Darcel și pe profesorul nostru sau profesoarea, că nu știu ce profesor o să avem anul acesta. Și da, din păcate a început școala. Voi v-ați dus la școală? Cum a fost prima zi de școală pentru voi? Scrieți acolo în comentarii. Și acum hai să merg și la Alunelul. Bă, Alunelule, din păcate, da, cred că știi și tu ce se întâmplă astăzi, nu? Alunelul, Alunelul, hai la joc. De ce se merge la joc, Alunelule? Stai că, cum adică, de fapt a început școala, știu, triți, nu, mult succes, băieți. Da, mă, ce faci, bă, acolo, Darcel? Alo, bă, nu mai, bă, ce? Bă, hai repede, că începe școala, prostule, e prima zi, Darcel. Doamne, cât de prost e copilul ăsta. În fine, da, Alunelule, din păcate, da, știu, trist, a început școala, mult succes, băi, dar să le, Alunelule, ne urează mult succes, nu știu ce să mai zic, sincer, e foarte, foarte nașpa, dar să, dar fii atent, am aici, fii atent, caietul tău și caietul meu, acum hai să mergem la școală, bă, și ce ți-ai făcut, ai scos patul, bă, ăsta e patul, mă, tu scos patul. Da, bă, Darcel, în sfârșit, bă, adică gen, nu, în sfârșit, că până la urmă e ceva, adică pentru tine e bine, stai puțin, că în sfârșit te duci pe tine la școală să înveți cum trebuie, școală, Darcel, bă, nu mai știi, mă, drumul spre școală, pe aici, hai, că nici, trebuie să te duci la școală de șofer, că nu știi să conduci, mă, ce faci, mă, Darcel, alo, bă, ce faci, mă, ce faci, bă, mă, papa! Darcel, hai, coboară de mașină, coboară. Da, coboară, hai, urcă, hai, gata, Darcel, în fine. Bă, cine a pus mâna asta pe aici, bă, frate, doamne, ce dezordonat a devenit orașul ăsta, bă, Darcel, cred că e cas. Bine, dar să le ia, bă, dă și mie, că n-am mâncat nicio nimic azi de dimineață. Da, bani, pe tine, am dat bani pentru mine. Bă, dar să le, da, eu comandă. Da, eu am mâncat, dar cel bine, ustirea pe aici, eu am mâncat, gata, bă, fraților, fiți atenți, acum o să înceapă, bă, o să înceapă mare prostie, adică. Da, vreau și unul, vreau doi de ăștia, un burger de ăștia, un mil și un ăsta, un cârnat pe pâine. Ok. Bă, dar să le, ei bine, hai să mergem la școală, din păcate a început să înceapă mare. Doamne, dar să le vorbești tu, mă, bă, vină mai aici, dar să le vezi, reglează-ți vocea, trebuie să vorbești tu mai tare, dar să le, mai tare, vorbește mai tare, că aici merge la școală. Ia, da, nici chiar așa, în fine, hai să mergem, dar să le, okay. Bă, nu mi-era dor de școală, sincer, bună ziua. Bună ziua, hai, dar să repede în clasa noastră, hai repede în clasă, că trebuie să vedem cum, bă, anul ăsta la școală, nu știu. Ce e clasă, ce e aia? Eu prezint că o să fie nașpa, mă, dar să profesor Chelie, nu parcă era rău? Nu parcă mă, nu parcă avem profesoară. Păi, am avut și profesoră și profesor. Bună ziua, am revenit la școală. Bună ziua, da, prima zi de școală. Yay, wow, suntem foarte entuziasmați, chiar de bucuram să vă vedem pe dumneavoastră voastră. Ei bine, nu e așa, dar nu fie. Bine ați venit, dragi elevi, la școală. Noul an a început cu multe bucurie și fericiri. Hai să ne readucem aminte unul de celălalt. Eu sunt profesor Chelie, voi cum vă numiți? Numele meu este Rafael, da, numele meu este Rafael. Da, ăsta e locul meu, dar să ia pleacă de aici. Numele meu este Ambuce la caca. Pa, prostule, zi-mă numele tău real, că aici puteți fi la școală, prostule, nu ești la bar mascat, să te crește șmecher. Pe mine mă cheamă El, dar nu știu numii 12-ul, este seniorul al doilea. Ba, pune-te jos, dar să le, pune-te pe la banca ta. Pe, dacă tu ai lăsat-o așa, bă, Darcel, pune banca unde trebuie și ia-ți loc, Darcel, și stai cum trebuie acolo, Darcel, și așa, bravo, hai că mă punem aici în fața ta, Darcel, bun, și acum, Darcel, prezintă-te, te rog frumos, spune mai multe detalii, deci, bă, Darcel, stai locului, doamne, nu te mai crede așa, șmecher și important, e la școală, omule, nu ești altundeva, nu te, e bătrân în toată firea, nu trebuie să te faci așa, bă, ce faci, bă, dar să vezi, ai probleme, prostule, doamne. Să ai puțin, mă duc la baie, ok, fraților. Ei bine, dacă dar să le-a început așa să facă asta, am venit cu scuza că mă duc până la baie. Acum să înceapă trollul, fiți atenți, hai să mă transform într-un porc, fiți atenți, intră porc în clasă acolo. Dar să le, cred că s-a apucat să vorbească cu profesorul, nu știu ce face, îi spune cine e el și tot astea, fiți atenți, eu stau aici. Nu, ajutor, nu mă bate, nu, ajutor, mă bate, ajutor, copilul ăsta, cum te bat? Bă, ce facem la bătaie, profesor? Ce vorbește mă ați aici? Bă, parcă, uite, proful, uite, smaua dumneavoastră! Ce se smaua asta e? Bă, nu știu să vorbească. Bă, parcă, mă, porc, cred că te-a
Bă, să nu te... Mă, deci dar râsele e mai rău decât un porc. El chiar vorbește ca un porc, adică n-am înțeles absolut nimic. Bă, profesor, nu știu, bă, fie întreb, domnul, bă, profă Chelie, că zic că acel porc era familia dumneavoastră, era mama ta. Bă, care zice de porc, era maică sau fiță de... Mă, stai să intru, bă, cum e... Mamă, cum e ăsta? Deci, ok, fiță de... Am intrat ca iepuraș. Nu, să nu dea mine, iar că mă enervează, mă, prostu, să nu dea mine, să nu dea mine, că mă omoară, prostu, mă omoară, mamă, nu, trebuie să fă repede, nu, bă, nu, trebuie să fă repede, gata, m-am ascuns, hai, bă, fraților, stai puțin, că ăsta nu prea ok, că nu prea are viață, hai să mă pun acum repede, că totuși am stat prea mult la baie, mă duc înapoi să vedem ce se întâmplă, trebuie să ne prezentăm, practic, la profesor și să vedem ce se întâmplă astăzi în prima zi de școală, pentru că, bă, nu știu, nu, presimt anul ăsta un an foarte nașpa la școală, sincer. Gata, am revenit de la baie. Ce? O să dăm cu toții test? Ce? Dăm test? Știi ceva? Eu cred că mă mai duc la baie odată. Bă. Rafael, bă, încoace înapoi, Rafael, ia vină încoace înapoi, acum arică la baie. Hai, ia vină, mă, la test, cu tăbura, cu hai, la test acum, hai. Gata, la test. Fiți atenți, gata. Bă, Rafael, unde ești? Darusel! Hai, bă! Unde ești, bă? Domnul, m-am cuiat la baie, ajutor, m-am cuiat la baie, Darusel, domnul, m-am cuiat, Darusel, la baie! Minte! Domnul, ajutați-mă, domnul, faceți ceva, vă rog, m-am cuiat la baie. Cât de prostii, mă! Unde, bă, uite, acea baie de fete, Rafael, unde ești? Uite, îmi face la baie de fete, unde ești? La baia de fete? Ok, la baia de fete. Domnul, îi dați nota 2 la lui Darusel? Am înțeles, ok, deci nota 2, bă. Ce, bă? Cum adică mă nota 2? Ia vină tu încoace, bă, ia vină așa că, ia că te-a făcut la școală, am bă, nu mai te-a prost, nu mai te-a prost, nu-i fă la școală, gata, Darusel! Bă, Darusel, vezi că, Darusel la tablă, Darusel la tablă, a zis proful să mergi la tablă. Bă, la tablă, ok, chiar acum, vine acum. Gata, du-te la tablă, gata, hai, Darusel. Bun, știi ce a spus domnul? În primul rând, Darusel, domn profesor a spus să spun eu niște întrebări de matematică și de română, Darusel. Ei bine, prima întrebare este în felul următor. Cum se scrie? Fii atent sau fii antenă? Ai 3 secunde la dispoziție. Fii antenă, vezi, fii antenă. Uite, F-I-Y-A-N-T-E-N-A. Și așa, acum stai. Acum o să deschid o antenă. Bă, ești prost, Darusel, bă. În fine, bă. Ce mine? N-ai nici un punct momentan, Darusel. Dacă nu reușești să iei nici măcar un punct, o să pleci în detenție direct, Darusel. Și fii atent că s-a adăugat detenția și o să te duci. Dacă mai ești rău. Fii antenă. Bine, fii antenă, Darusel. Dacă te mai duci, dacă mai ești rău, în detenție o să... Da, nu, cred că tu ajungi în detenție, Darusele. Ok, bun. Acum, întrebarea a doua, să îi pun întrebarea a doua. Păi, Darusele, acum o întrebare de matematică. Cât face 2 plus 2 împărțit la 2? Stai că am nimic până la baie. Bă, n-ai voie, alo. Cât face 2 plus 2 împărțit la 2? Hai. Păi, fii, să zic la profesor, profesore, nu mie, că nu sunt de profesorul. Ok, deci fii antenor, ar fi 2 plus 2, care ar fi 4 și 4 împărțit la 2 este 2. Bă, prostule, e 3. Și tu de aia să mă iei. Foarte amuzant, Darusel, să iei ce mare mamă de bătaie îți dai eu. Darusel, tu nu cred că ai înțeles. N-ai înțeles, nu? Ce? Bă, prostule, uite-te ce ți-a scris, tu. Uite-te puțin, Darusel, Darusel, 2012. Stai. Darusel, 2012, după ore, te duci în sala de detenție, bă, nu fii antenă, eu o să mă duc în sala de mese. Bă, Doamne, au omorât profesorul, mă, ce-a făcut ăsta, bă, Doamne, bă, prima zi de școală, cred că nu mai merge la școală niciodată, bă, defitați-vă, cât de mult îi place lui Darusel școala, Darusel, unde te-ai dus, omule, alo, Darusel, unde, ce faci mai aici? Mănânc! Păi și profesorul? E, profesorul e cu Dumnezeu înainte. Doamne, cât de prost ești, Darusel, Doamne, bă, Darusel, bă, nu, Darusel, nu știu, bă, da. Școala nu e de tine, bă, deloc, dar se nu știu ce o să faci tu, dar se da. Școala nu e de tine, bă, deloc, dar se tu cred că... Bă, fii antenă, cred că mie îmi place de școală, uite, că stau și mănânc burger pe gratis. Dar se da, știi că din momentul de față au început, bă, dacă iei note bune și stai la școală, frecventezi școala, o să-ți dea mai mulți burgeri? Nu știai? Bă, păi ia că mai stau la școală, domnul, unde sunt domnul? Bă, fii antenă, bă, Rafael, fii antenă, acum sunt cu alt profesor. Ei bine, după cum puteți vedea, așa puteți să faceți copiii să le placă școala. Ei bine, uitați ce recompensă va primi Darusel. Eu zic că e o recompensă bună, dar, nu? Ok. Deci, fii atent, profesorile, 2 plus 2 împărțit la 2 este 3, da?
atent, fii atent. Ce fii atent, mă? Ce atent, mă? Ce visezi mă acolo? Ce spui mă acolo? Bă, bă, oameni. Profesorul nici măcar l-ai lăsat fără cuvinte, dar să le pe profesor, incredibil așa ceva. L-ai lăsat fără cuvinte. Uite, l-ai lăsat fără cuvinte. L-ai lăsat fără cuvinte, dar să, adică l-ai lăsat mască, adică ești deștept. Da, dai în gropi. Ce? Bă, ești prost? Te-a făcut prost. Te-a făcut prost. Ce faci, mă? Te fac la școală. Ce vreau să fac asta de mic? Nu știu, bă, dar înțeleg, dar școala absolut deloc nu e de tine. Nu știu ce o să faci tu, dar înțeleg, dar bă, dar nu înțeleg, bă, dar înțeleg, dar chiar așa, mă, ți-au zis și oamenii că îți dau și ei burger, dar înțeleg, recompensă dacă faci așa și tu tot nu vrei, mă, deloc, dar înțeleg, adică nici bă, măcar... Bă, da, vreau, brafele, dar nu știu, bă, brafele, că fie antenă, eu sing my stupid burger! Doamne, cât de prost ești, dar înțeleg, nici măcar nu ești amuzant cum îți faci tu voce, așa că te crezi tu șmecher superior. Ești vai de capul tău, dar înțeleg, maică ta, uite, ți-a dat o educație foarte bună. Bine, da, nu pot să zic că mai stai mai presus. Dar uite ce casă are maică ta, dar înțeleg, și tu nici măcar nu știi cât face 2 plus 2 împărțit la 2, omule. Și cum să zice, fii atent, tu nu știi cum să spune. Doamne, dar înțeleg, cum vrei să faci tu în viață? Măcar am și o tărtă aici, a rămas de la ziua mea, de ce ai tu cu forne, tu cu aia ta, în fine, dar înțeleg. Știi ceva? Asta a fost prima zi de școală, dar înțeleg, acum poți să te duci la calculator la tine și îți vezi de treabă cu... Brafa, fii antenă, brafale, eu am nevoie de școală, că fii antenă, eu deja... Uite, bă, cât am câștigat pe Fortnite, uite cât am câștigat pe Fortnite! Mamă, ai câștigat pe Fortnite, du-te mă la Fortnite, hai, lasă-mă în pace, dar înțeleg. Bă, fraților, da, nu știu ce... Bă, Rafa, te uiți, Rafa, te uiți! Da, dar... Bă, foc la bani, mă, și așa ne buga... Pam, 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 para, pam! Da, ok, ok, deci na, nu mai am absolut deloc cuvinte, nu știu ce să mai zic, bă, fraților. Cred că cu care să... Doamne, dar înțeleg, dar nu mai țipa după mine, omule, că nu pot să te aud după ce de la 7 miliarde de ani distanță, lumină, 1000 de miliarde de kilometri, nu pot să te aud. Acest timpul a fost și acest timpul așa de la Paște, dar înțeleg, l-ai lăsat aici, l-ai abandonat. Ah! Ok, pa. Ok, pa, te iubesc, ia-ți spun că bărgări. Cum îl vei trola pe dar înțeleg, dă-mi deși pe la v-ați ascunselea în lumea vrăjitoarelor. După cum puteți vedea, sunt într-o lume plină de magie incredibilă, adică așa pot să vă zic. Și uitați-vă cum îl voi trola astăzi pe Darcel. Mă pot transforma în acest flowerpot, în acest leaves, practic în frunze, și pot să mă transform și în anumite animale. După cum puteți vedea, asta să dăm asta jos, mă pot transforma într-o vacă, mă pot transforma în acel porc care se află în spatele meu, mă pot transforma într-o broască țestoasă, adică e incredibil, mă pot transforma în foarte multe chestii. Și dacă suntem în asta a vrăjitoarelor, eu zic să mă transform într-o vrăjitoare. Ar fi ceva foarte, foarte bine acum. Hai să ne revenim în forma noastră normală. V-am prezentat cum îl voi trola astăzi pe Darusel la v-ați ascunselea. Și pentru prima rândă eu zic să-l las pe el să se pună, ca să fie cât mai interesant și să nu se prindă. Voi ce spuneți? Mai vreți să mai fac farse de genul? Credeți că o să se prindă Darusel sau nu? Ei bine, scrieți acolo în comentarii și dați acolo cât mai multe like-uri dacă mai vreți episoade de genul. Păi Darusele, astăzi este ziua ta norocoasă pentru că... Ei bine, nu este, dar Darusele, astăzi este ziua ta norocoasă pentru că... Da, este ziua ta norocoasă pentru că astăzi, Darusele, știi că ne aflăm în locul acela cu fața ascunsă foarte, foarte șmecher. Tu o să intri pe harta aceasta din dreapta de tot, Darusele, pe pădurea aceasta cursed, Darusele. Și... Da, asta o să faci, astăzi o să te ascunzi tu prim... Da, prima oară, Darusele, după dacă te găsesc, gata, eu mă ascund, adică facem fair play, da? Bă, eu m-as... Tu te ascunzi odată și eu dacă te găsesc, mă pun... Te pui tu cum ar veni ca d-asta sicră. Hai, nu mai stai mă la vorbă, dar să-l du-te acolo, că dacă nu vin în câteva secunde, a început timerul, eu o să vin după tine. Bă, fraților, fiți atenți ce o să se întâmple astăzi cu Darusele. Ei bine, uitați-vă, fiți atenți. Acum o să las eu lejer ușor, așa. Iar după aceea, eu o să mă fac... Bă, da, unde este? Bă, stați puțin. Bă, dar nu... Bă, mamă, nu pot să mă fac. Doamne, am crezut că putea... A, bă, da, uitați aici, gata, fiți atenți, așa o să fiu acolo când o să mă pun eu, dar de data aceasta nu o să mă pun, să fiți atenți, o să-l trolez și acum, exact la fel, fraților, și o să fie foarte, foarte interesant, foarte comic, o să fie, abia aștept să văd cum o să se întâmple. Bă, știi ceva, Darusele? Eu mai am foarte puțin, m-auzi? Bă, bravo, nebă, mă, te mai dai timp, e greu! Bine, mă, mai dau timp, Darusele, dacă zici că e greu, să mai dau, hai că, na, dacă ești începător, bine. Gata, Darusele, mi-am pus astea de război. Practic și o să vin în căutare după tine. Hai să vedem, The Curse Forest. Hai să vedem unde se ascunde fraierul ăsta de Darusele. Bă, de ce am impresia că prostul ăsta... Bă, de ce ca... Ia... Bă, what? Bă, dar n-ai voie cu alea pe
tine, dă-le jos, dar să n-ai voie tu. Stai, dă-le jos, hai că te mai aștept, hai că te las, te las, dă-le jos, dă-le jos. Acum vin după tine, gata. Păi da, cum, bă, cum i-am dat seama din prima? Bă, cât de prost e copil. Fiți ce fac, fiți ce o să-i fac. Fiți atent, gata. Fiți atent ce o să-l trălesc pe prost. Uitați-vă, uitați-vă, m-am transformat practic. Acum sunt vrăjitoare și practic, dar însel de data asta nu sunt cel care s-ascunde. Dar însel s-ascunde și sunt vrăjitoare și o să stau lângă el pe acolo. Prin apropiere să vedem și el o să stea mai liniștit așa. Bă, da, la vrăjitoare să aibă singur, nu prea stai liniștit. Acum treaba stă în felul următor, eu nu știu unde s-a ascuns prostul ăsta și trebuie să-l caut. Bă, băi, sunt prost ăștia, bă, bă, frere, ai trecut pe lângă mine. Unde am trecut, bă, pe lângă tine? Pe unde vii, mă, unde mă vezi, bă, tu, Darusele? Ia stai. Te văd. Hai că deja, hai că tu nu vezi că și râns, Darusele, nu-ți mai bate joc. Hai, Darusele, dă-mi și mie un indiciu că eu te caut acum, dă-mi un indiciu. Bă, verde. Vezi verde, păi verde e cam peste tot, Darusele, nu știu ce verde ai putea tu să vezi, sincer. Verde este cam peste tot, dar fii atent că o să te găsesc, eu fii atent. Mă, unde să fie ascuns, mă, netrebnicul ăsta? Stați puțin, fiți atenți, deci pe aici, pe jos, nu cred că e. Așa de prin partea asta, dacă se află pe aici, ia fiți atenți, aia. E, mă? E? Nu e, mă? Nu e. Băi, nu-i pe aici. Apa, da, uitați-l, fiți-ați. Bă, cât de prost e. Mama, mi se pare. E așa de comic, fraților, că eu acum practic sunt transformat în acest Twitch și dar el nu știe, el crede că eu îl caut. M-am transformat în acest Twitch și practic... Rafale, unde ești? Rafale, bă, Rafale, unde ești? Da, uitați-vă că el gen nu știe absolut la tămină. Bă, Rafale, bă, Darusel, mă auzi, bă? Darusel? Păi eu te caut, cum adică unde sunt eu? De ce spui mie unde sunt? De ce? Ce mă, ce vorbești, mă, acolo, Darusel? Bă, dar vorbești cu mine sau cu cine, Doamne, iar tu mă vorbești, mă? De ce zici? Ce, Rafale? Da, bă, da, învață-mă să vorbești și te întrerupi așa în continuu, te încurți. Da, pe normal, Darusel, ieri am mers la școală și tu, ca prost, tu ai dat foul la școală și ai fugit de la școală. Normal, Darusel, dacă tu nu te duci la școală, cum vrei să vezi să vorbești? Doamne, cât de prost ești. Bă, fiți atenți, oameni buni. Mă bat cu vacile, Rafale, cu vacile, cu fantomile, cu vrăjitoare din gata, Darusel, că nu știi să vorbești, lasă-mă în pace. Ok, bun, fraților, fiți atenți, o să-l caut eu acum. Adică eu mă duc prin părțile. Prostul este foarte prost, mă enervează foarte rău, mai ales când vorbește așa cu căscuța aia, că eu am să folosesc căscuța când trebuie, mă, nu așa în continuu, mă. Dar în fine, fiți atenți, am și aceste ouă și o să dau cu ouăle după ele, practic. Mamă, cât am o să fie, fiți atenți. Nu cred așa ceva, deci nu cred, fiți atenți. Dacă mă duc după ele, dacă, fiți atenți, uitați-vă la prostul ăsta, uitați-vă la el, dar uitați-vă la el, fiți atenți, fiți atenți, că dau cu ăsta, dau cu ăsta și stau așa, stau așa, fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți, că nu știi. Nu știe, nu știe, bă, dar faza e că până la urmă oricum Wichu e cam așa din ăsta, dar fiți atenți, să mai dau cu ouăle după el. L-am atins, fiți atenți. Bă, nu vine după Wich, vine după Wich, nu, frate, bă. Ok, hai să mă transform înapoi, bun, gata. Darusel, alo, Darusel, unde ești, mă? Unde te ascult? Dă și mie un indice, că mai e foarte puțin, nu mai stăm foarte mult. Pădroșu! Ce? Pădroșu! Bine, să-l pupi în cur pe moșul. Bă. Ok, Darusel, hai. Ia. Ce iară, bă? Bă, cum adică iară? Bă, cum adică iară, Darusel? Cum adică iară? Ce fai fraiere aici? Ce mai fraiere? Ha? Ultimele cuvinte, Darusel, ultimele cuvinte, hai. Sigma schimbi din toilet, astea sunt cuvintele tale, astea sunt cuvintele tale, mă, astea sunt cuvintele tale, mă, astea sunt cuvintele tale, du-te, mă, băi, fraților, acum este rândul meu să mă ascund. Și cum o să mă ascund eu aici, în lumea asta, a vrăjitoarelor? Practic mă fac direct o vrăjitoare și prostul, dar Darusel nu o să-și dea seama. Așa o să-l trolez eu. Practic îl mai las câteva secunde. Da, bune, că oricum eu m-am ascuns practic. Pe mine nu o să mă știe, eu pot să merg așa. O să mă țin numai după el, fiți atenți, o să-l trolez. O să mă țin numai după el, ca să se sperie de vrăjitoare. Că știți că vrăjitoarea aruncă și cu poțiuni. Mamă, și cred că trebuia să-mi ia și poțiuni. Dar lasă cam aceste ouă, nu mai dau cu poțiunile, ca să nu fie chiar așa doar o frică. Că cine știe cum să ia la bătaie cu vrăjitoarea și mă bate și după ce dăm seama să-l strică totul. Adică nu vreau să se întâmple asta, dar acum o să îl așteptăm să mai treacă un minut, așa când o să vină el și revenim, fraților, o să fie foarte amuzant. Bă, abia aștept. Bă, sper, Doamne, ăștia să nu se prinde, că vreau să-i fac mai mult, de mai multe ori trollul ăsta, că știu că vă place foarte mult și de asta. Dacă nu se prinde, putem face cât mai multe trolluri și astea. Să puțin că trebuie să vorbesc cu el prin căscuță, că văd că vorbește. Dar Sel, da, poți să vii, gata. Fii atent, îți dau 5. Îți dau în jur de 5 minute, 6 minute, 7 minute la dispoziție, dar eu m-am ascuns, pot să zic, adică nu-ți dau încă un indiciu, o să stau după 2 minute, dar să le un indiciu, sau când o să cer tu așa, gen când o să ai chiar 100% nevoie, dar să le, dar ai venit măcar pe hartă, dar să le, că nu te văd. Da, pe hartă. Ah, ok, dar să le, mă, uitați-vă la prostul ăsta, deci, mamă, ce mișto e, uitați-vă cât de... Bă, da, a început să dea animale, nu e bine prost, Doamne, cât de prost, fiți atenți, uitați-vă, bă, nu, mamă, nu... Mă enervează animalele astea, că eu vreau cu șapte toate animalele să le omor.
Bă, Doamne, am crezut că dă mine, nu aici, Doamne, am crezut că zicea dă mine, dar vrea să dă în animale. Bine că nu m-am mai făcut animal și m-am făcut Twitch, fraților, că acum prostul ăsta, uitați-vă cum dă după ele și e foarte, foarte... Bă, nu, bă, tot pe mine! Ok, ok, bun, stați puțin, hai că m-a lăsat, e bine, m-a lăsat, uitați-vă la prostul ăsta, deci absolut nu are niciun clue, n-are niciun... Bă, nu, când e, nu știe deloc, fraților, și mie așa puțin milă de el cum îl trolezi așa, dar fiți atenți acum, fiți atenți... Bun, să-l luau la bătaie cu câinele, să-l luau la bătaie cu câinele, să-l luau la bătaie! Fiți atenți că dau cu după el, dau cu ule după el, mamă, stai, mamă, s-a dus spre departe, s-a dus spre departe, s-a dus spre departe, fiți atenți, îi dau... M-am pus pe loc ca să creadă că e gluminte vrăjitoarea. Uitați-vă la el, deci a venit fix aici. Până nu vine să crede așa ceva. Bă, asta s-a pupă cu vrăjitoarea. Doamne, cât de prost e. Bine că funcționează doar prin căscuță. Bine că avem căscuțele și altfel el nu mă aude. Practic, el folosește căscuța în continuu. Și toate astea, e cam prost de fel el așa, da. Dar Rasel, mă auzi? Merge căscuța? Da, indiciu. Bine, indiciu, bă, dar o să le... Da, au trecut 2 minute, aproape mai sunt 5 secunde. Bă, indiciu, după ce că suntem în lumea asta vrăjitoarească, dar răsele, pot să zic că eu am o statuie a vrăjitoarei, dar răsele, și atâta zic. Eu o statuie, dar răsele, atât zic, pot să spun. Da, ok. Altceva, nu știu, dar răsele, totul este foarte minunat aici, adică chiar îmi place lumea asta, chiar mă regăsesc în lumea asta și atât zic. Fraților, eu am zis toate detaliile astea ca și cum el să... Pe la urmă, eu tot îi dau un indiciu că sunt, dar sunt prost dacă îi dau indiciile astea, dar în fine. Dar să mă auzi? Cum adică? Da! Cum adică, mă? Adică te regăsești? Păi, gen, suntem, dacă ți-am zis că sunt eu statuie. Adică n-o sumare? Bă, dar să le... Doamne, cât de prost ești, dar să le... În fine, dar să le vezi că au trecut 3 minute. Bă, am rămas cu... Mamă, mi-am jumătate de viață. Mamă, trebuie să mă regenerez, trebuie să mă regenerez, fraților. Deva, fiți atenți. Hai că mă fac repede, mă fac ca mine repede acum ca să nu se întâmple ceva rău. Gata, m-am făcut ca mine acum. Și o să mă ascund, să găsesc repede unde să mă ascund. Nu, am văzut, cred că m-am văzut. Lasă-mă, îți dau 2 burger dacă mă lași în pace. Poți să puțin că mamă era cu aia. Dar tu ce aveai pe tine, Borovani? Ce aveai pe tine? Ce aveam pe mine? Voiam și eu să mănânc ceva repede, că m-ai lăsat loua și pe dar în seră, dar... Aveam iarbă pe tine! Aveam iarbă pe tine, Borovani! Cum adică aveam iarbă? Sub tine era iarbă! Bă, bagă-ți mă căscuța aia în fundulez, dar în seră, și taci din gura acolo. Du-te și ascunde-te, dar în seră, sau fii atent, ia! Vrei să te ascund tot pe harta aia? Bine, ascunde-te tot acolo, dar în seră. Bine, ascunde-te acolo, Darsele. Dacă tot m-ai omorât, te ascunzi acolo, Darsele. Mamă, fraților, ei bine, m-a găsit prostul. Asta e nașpea, că practic trebuie să-l caut acum pe el, dar pot să mă transform din nou în vrăjitoare și să-l trolez. Asta e bine, că pot să fac trollul ăsta în continuu. Dar fiți atenți, data aceasta chiar vreau să mă... Nu vreau să-l mai trolez runda aceasta, vreau să fie o rundă normală, o rundă bonus, să fie totul normal, un vățesc cum să le-a cinstit. Așa că eu l-aștept pe prostul ăsta să se ascundă și să-l puțin acum, hai să vorbim cu el. Darsele, m-auzi? Te-ai ascuns? Da! Pe bine, hai că vin după tine. Ok, stai puțin că trebuie să-mi iau asta, dar răsele. Bun, The Curse Forest, stai să văd, dar răsele. Ei bine, îți dau 5 minute la dispoziție în 2 minute. Mamă, ce-am găsit aici, dar răsele, nu-mi vine să cred așa ceva. Mamă, bine că nu te-ai ascuns aici, dar răsele, că aici cred că puteai să-mi dai mari bătăi de cap, dar răsele. În fine, deci cred că chiar te-ai ascuns ca prost aici, mă frate. Ok, nu ești aici, bun. Băi, e foarte interesantă harta asta, e bine că sunt mai multe hărți și chiar, băi, e chiar frumoasă lumea asta de wool, dar răsele, de lână, chiar îmi place super mult. Asta vreau să, gen, până la urmă, nu știu, dar răsele, hai dă și mie un indiciu, dar răsele, un indiciu mic, așa, un indiciu mic. Sunt undeva în fața ta. Undeva în fața mea? Undeva? Da. În fața, un, am o zi. Rămâne fiante, nu dau un indiciu, mi-e foame. Se foame, dar răsele, chiar se foame? Da, chiar se foame? Ok, bine, se foame. Bă, dar unde e, mă, prostul ăsta? Nu-l găsesc deloc, mă. Păi, de ce mi-am luat fire? What? Hai, prost, ai ieșit ca prostul, Tomei, cât de prost, fiți atenți, hai că las aici. Bă, ce se întâmplă, mă, dar Sele, unde ești, mă? Vezi că am luat foc, m-am pus paste pe mâncare și am luat foc. Era mâncarea fierbinte, nu-mi vine să cred așa ceva. Tu unde te afli? Frige, focul, ai pus să-mi iei focul. Da, prostul, da, n-ai voie să stai cu astea, prostule, dați-le jos, n-ai voie. Aha! Bine, omoară-mă, așa, bine, dar Sele, te pui. Nu, tu mă cauză două rând de la rând. Ba, dar să le vezi că ești cam prost. Ia-te tu acolo, dar să faci timpul corect, să vii după mine. Fii atent, acum o să mă după deșert. După deșert, pe harta aia de... Mamă, cât de mișto e și aici, dar răsele. Ok, fiți atenți, oameni. Ok, deci e un câine. O, salut, cățeluși. Și în afară de cățeluși ăsta nu prea mai sunt animale. Hai să jucăm la riscat. Nu, hai de runda aceasta să ne jucăm, că tot nu ne-am jucat cu astea. Fiți atenți, mă transform în bărci, în liv din acesta și mă pun undeva pe aici pe sus. Dar totuși sper să nu fiu prea suspect așa. Mai e puțin timp, bine, dar răsele. Stai, rămâi acolo, că eu încă mă ascund. Bă, fraților, o să fie puțin... Nu, că rămâne acolo, Rafael.
Dani. Bine, hai, vino, da, hai. Poți să vii, Darusele, poți să vii. Hai, 3, 2, 1, poți să... Mă, să puțin că trebuie să... Ok, gata. Bă, Darusele, este o hartă super tare asta, chiar îmi place. E și un sfinx pe aici, Darusele, e și o piramidă. Ce? Ce-i mă, sfinx? Nu e nimic. Ușor, nu? Favorită. Bă, ce vorbești, mă, omule, acolo, că nu te înțeleg. Bă, vezi, fă, cu căscuța aia cum faci. Învață să vorbești, mă, dar tu chiar... Ia, acum? Tu chiar nu vrei să mergi la școală, pe bune, să înveți, să vorbești? Eu! Păi dar se, păi da, dar se, ăla-i sfinxul, dar se ele. Fă, hai că te văd, hai, îți dau ni... Bă, ce-ai făcut, bă? Bă, ce gură mare are, bă! Bă, ce descoperit, doa, ok. Bă, suvenia, da bunita, bă, da, hâmma, hâmma. Bă, dar se, caută-mă, caută-mă, hai, că mai ai 2-3 minute. Bă, păi caută-mă, hai. Un indiciu, dar să le cariciu. Nu, dar să le. Bă, dar ți-am mai zis un indiciu de deja mai devreme, mă. Ți-am zis că te văd. Ce mai? Adică te-am văzut când ai deschis aia, am zis și de Sphinx, oare nu sunt pe undeva pe acolo? Nu pot să spui un semn de întrebare. Bă, Rafael e pe acolo, pe undeva? Oare pe acolo ferul? E el mănânc. Bă, dar ce? Îți dau un indiciu, văd. Și indiciul ăsta practic oameni buni să fie, practic că sunt ok acolo, dar nu o să-și dea seama de și de ceapă. Dar să le fii atent, eu văd, am niște ochi, doi ochi am, dar să le, doi ochi am. Da, tu nu-și dă seama prostul. Dar să ce faci prin casa? Dar nu mai cai doi, practic, dar nu mai cai doi. Da, vezi că nu și-a dat seama. Bă, prostule, dar să le, dar ți-am zis că asta e un indiciu, prostule. E indiciu. Ok, doamne, bă, băi, băi, jocul de bug, intră, what the fuck. Bă, Rafale, băi, 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 nu, brain crash, brain crash, bip, 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 bip. Bă, prost, bă, prost, atată mine, mamă, mamă, bă, mamă, bine că nu și-a dat seama, mă, fratele, că n-avea cum să se miște livul ăsta. Ok, o să-l las aici, că n-am ce să fac, sincer, adică dacă el a aruncat, dacă mă scot din el, practic... Gata, bă, Rafale, fii antena, bine, bine, bă, Rafale, bine, fii antena, da, am dat... Ce reveni, mă, unde ai fost, mă? Ce, ce, mă... Da, ce, mă, mă, ce vorbești, mă, acolo, mă, dar să le, doamne, dar să le mai ai două minute. Am dat într-un bloc și s-a mișcat, bă, Rafale. Mă, dar tu ce mă întrebi? Ai pus camerele, bă, îmi strici casca, dar să îmi strici urechile, timpanele. Ce, doamne, iartă-mă, te auzi așa? Ce-i faci la căscuța aia? Ți-o bagi? Unde ți-o bagi? În ureche? Bă, știu. Bine, în ureche trebuie să bagi, da. Bă, da, știi care e faza, dar să le, ai vă... Tu ce ai zis de liv? Bă, ce ai zis, mă? De blocuri că s-au mișcat? Cum adică blocuri că s-au mișcat? Da, uite, da, unul ăsta, uite, da, da, unul ăsta se mișcă! Păi, dar sele, normal că se mișcă blocurile, n-ai deschis tu ăla, nu e mecanismul ăla, prostule, sunt unele blocuri care se mișcă, cum e mecanismul ăla de Sphinx acolo, cum ai dat, du-te la el! Da, chiar, ok! Bă, doamne, cât de prost sunt, mamă, și ce mai fac acum? Mamă, fiți atent, stres, nu, o să-i mai zic că mai are un minut la dispoziție, că nu trebuie să nu-și dea seama de mine, bine, oricum nu și-a dat seama, că prost e prost, până la urmă, e brain rot caracterul ăsta, dar să-l domine, deci, chiar prost rău de tot. Că, da. Bă, dar să le, da, mă cauți pe mine, nu vrei niciun indiciu, așa, nu mai vrei niciun indiciu, nimic altceva. Bă, dar să le, un indiciu, sunt vânzător, dar să le, atât pot să zic, sunt vânzător. Cred că eu mi-am făcut un prieten și frunza, frunza, prânz, o să mergem, să-i căutăm, hai frunza, hai! Mă, ce frunză, mă, prostule, lasă frunza aia, poate în pitule, bă, dar să le, știi să vorbești, omule, că nu înțeleg absolut nimic din ce vorbești cu prietenul tău, frunză. Ce, doamne, iartă, mă spui acolo? Hai! Eu și frunza avem un talent în comun. Da? Ce talent aveți în comun? Că nu știm să vorbim. Păi, nu știi să vorbesc, dar să le, ok, stați puțin că trebuie să mă... Fiți atent, trebuie să fiți atent, hai că mă, trebuie să mă ascund, trebuie să mă ascund eu pe undeva pe aici, fiți atent. Aaa, Rafael, ce faci? Bă, cum, mă, ce? Pe unde erai, mă? Eram acolo la magazin, niște am văzut. Bă, dar frunza unde, bă, Rafael? Bă, te-am urât frunza, e, eu vină cu acest. Bă, 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 frunza, frunza, brunza. Prietenii mă, le-am omorât pe bune, să-ți fie rușine. Păi, da, dar să le, ți-am omorât frunza, că tot să tăi cu frunza aia în continuu și am zis, da, nu știu cum ai găsit, mă, tu ai pândit, nu știu ce ai, în fine, nu mai. Știi ceva, dar să le, gata, gata, dar să nu mai jucăm, pa. Astăzi este o zi de școală, vreau să spuneți cum e pentru voi școala până acum, dacă vă place sau nu. Ei bine, astăzi nu știu ce ai vrea să fac, adică trebuie să-l ia pe Darusel să mergi la școală. Dar înainte, bă, ce faci, bă, Alunele, cum ești? Alunelu, Alunelu, hai la joc, Rafael, am o propunere interesantă pentru tine și super distractivă, dar foarte nașpa pentru Darusel. Ok, interesant, Alunelu, ia spune. Ei bine, aș vrea să te transform într-un profesor, ok, îmi place ideea, și să-l păcălești pe acesta în așa fel încât să învețe, să se sperie și să-i vedem toate reacțiile, iar după aceea când vine acasă să vorbești cu el, succes. Băi, fraților, uitați-vă ce idee bună are Alunelu. Ei bine, hai să o facem, ne transformăm într-un profesor, că și așa nu prea aveam eu chef, așa. Dar o să fie amuzant, o să vorbesc cu oamenii de acolo, cu profesorii, cu toată lumea, să facem ziua asta specială pentru Darusel. Pentru că să vedeți cum o să-l terorizez pe Darusel și o să-l fac să învețe, dar fiți atenți ce idee am. Ei bine, acesta este profesorul lui Darusel de
astăzi. Mă transform în profesorul lui Darusel, sunt curios cum o să reacționeze. Bine, nu o să-i zic treburile astea, sunt curios cum o să se comporte, o să-l fac, o să-l terorizez în așa fel încât să se apuce și băiatul ăsta de învățat și să vedem ce reacție are. În primul rând, înainte de toate, vreau să vă mai spun o chestie. Înainte să ajungem la școală cu Darusel acolo, vreau să vă arăt o chestie. O să mă transform, o să-mi transform și vocea, evident, o să rămân cu vocea asta, dar uitați-vă ce am eu aici. Am acest flowerpot și uitați-l dacă îl pun, mă transform într-un flowerpot și uneori o să zic Darusel, ca și cum că profesorul, bă, Darusel, eu sunt un profesor așa, nu știu, mă duc să plec până la toaletă sau până la director, la ceva, la asta, să scot ceva, niște fișe și bine, o să mă transform în ăsta, o să intru în casă, o să rămân practic acolo în clasă și să văd ce reacție are Darusel, ce părere are de profesor, dacă vorbește, nu știu, dacă e supărat sau ce părere are după ce profesor, practic o să vedeți că o să-i fac o mare calvară, adică copilul ăsta chiar trebuie să învețe, adică chiar nu e de glume cu asta. Ei bine, hai să revenim înapoi în Rafael și să ne întâlnim direct de la școală, zic eu, sau ne întâlnim direct ca Rafael, mergem acum la Darusel și să vedem ce o să-i fac, mă, fraților, că eu nu trebuie să fiu la școală, dacă eu practic sunt cel care se transformă, e cam nașpa, pentru că Darusel nu o să știe. Ei bine, fraților, știți care este faza, Darusel, trebuie să văd cum o să mă descurc cu el acum, pentru că eu nu o să fiu la școală, bine, eu o să fiu, dacă sunt profesor, nu o să fiu ca elev, o să-i zic că mă duc eu la o întâlnire, ceva de afaceri, de chestii, de genul, în fine, hai că revenim direct cu Darusel să vedem cum o să facem treaba asta, să sperăm că o să meargă. Darusel, mă, ce faci, mă? Bă, alo, trezirea, repede, trezirea, nu mai mânca, bă, ridică-te! Ce vrei, Rafa, ce vrei? Iar, mănânci burger, mă, Darusel, bună dimineața, alo, ce faci? Hai că s-a făcut nouă, prostule, hai la școală repede, asta zic, și tu stai să mănânci burger toată, la școală nu puteai să mănânci burger, trebuia să rămâni. Hai pa, du-te, bă, stai mă, bă. Doamne, uitați-vă la idiotul ăsta, mă, fraților. Ei bine, de fapt, lăsați-l, că a plecat așa, nu mai stai eu să mai zic nimic, a plecat, s-a dus la școală, bravo lui, să fie în bafta lui, acum ne transformăm direct în profesor și ajungem acolo. Păi, fraților, de fapt, am găsit un skin mult mai șmecher, m-am transformat, ăsta chiar e profesor adevărat, fraților, arată mult mai bine și ce, doamne, iartă-mă, e cu mașina asta, bă, n-auntru, doamne, ce ciudățenie pe aici, păi, de ăsta, Doamne, ok, fiți atenți acum, fiți atenți, trebuie să-mi pregătesc vocea și să ajungem în clasă, că probabil Darusel a ajuns deja. Bună ziua, copile, cam așa o să fie vocea și să vedem, deci intrăm în clasă, ia o să vedem. Bă, copile, nu mai spune de asta, mă, fiind, deși atent, profesorul tău, din păcate, nu poate să ajungă astăzi și trebuie să fiu eu profesorul tău pentru o zi. M-a rugat pe mine. Ok, copile, fii liniștit, fii atent. Numele meu este Neanelu, sunt profesor de matematică și de română. Da, copile, pe tine cum te cheamă, cum te numești? Nu, n-am burger, din păcate eu nu mănânc așa ceva, eu mănânc salată, mâncare sănătoasă, ciorbă. Copile, fii cu minte, stai acolo. Ok, cum te cheamă pe tine? Ok, ți-i cheamă Darusel, am înțeles, bun. Păi bine, ai caietul la tine, da? Ia prezintă caietul, arată-l, hai, caietul la control. Și caietul, uite-l, caietul pochetului Darusel. Aolo, copile, nu știi nici să citești, mamă, păi ce mă fac, mă, cu tine, copile? Păi omul mi-a zis că are o clasă deșteaptă, dar tu nu știi să citești, doamne, copile. Ok, ia caietul înapoi, în primul rând, hai, ieși la tablă, Darusel, astăzi vreau să-ți predau puțină matematică și puțină română și mai multe chestii. Matematică, bă, haramun, hai, hai, și fii antena română, Mihai Eminescu, copil. A fost un cântător foarte bun. Mihai Eminescu nu cântă, era scriitor. Aia e! Poate că aia e, copile, ce vorbești acolo? Hai, mă rog. Copile, bun. Bă, copile, în primul rând, fii atent. Eu, da, copile, fii cu minte, că dacă nu, uite, okay, ce am aici. Copile, nu mai fi. Nu, copile, uite ce am eu aici. În primul rând, acum, spune-mi. Bă, ce e aia, bro? Copil, ce e asta? Bine, copile, bine. Copile, te duc la detenție și e prea. Ți-i plac, profesor? Copile, tu chiar vrei? Ok, bun, hai că te notez acolo în carnețel. Să-ți dă notă mică. Bun, gata. Acum, fii
comente că deja mă enervez. Ok, fii atent. Bă, copile, în primul rând o să-ți dau niște chestii pe care să le scrii pe, nu pe telefon, pe pune-te înapoi în bancă. Nu, pune-te înapoi în bancă și nu vrem peste mine, am zis. Copile. Copile, nu, nu. Copile, nu, gata. Te-am scos la tablă, dar nu poți stai la tablă pentru că eu să trebuiască să mă duc să scot niște foi, bine? Mă duc până la cancelarie. Fii atent. Îți dau niște întrebări. Păi trebuie să-ți dau niște... Mă, copile, te iau! Bun, copile. Scrie acolo, notează-ți pe cartel. Pentru prima întrebare scrie așa. 3 plus 3 și le lași acolo și le completezi tot după, da? Fii atent. Prima întrebare, 3 plus 3. Ai scris? Hai. Da, hai! Ok, bun. A doua întrebare. Care este capitala țării noastre? Scrie acolo. Care... Scris? Stai. Care este... Care este? Hai odată că trebuie să mă duc acolo să termină ora. Să termine ora. Vezi că stau cu zebe astea pe cap, copile. Copil. Gata, așa, bun. Și a treia întrebare este ceva de română. Cum se scrie corect? Diseară o să merg la mare sau diseară o să vin la mare? Ok, atâta. Bun, acum o să mă duc, papa. Repetă. Diseară o să merg la mare sau diseară o să vin la mare? Gata. Diseară o să merg la mare și ce? Gata, bă, dacă te rog mai pui să mai repet. Hai că mă cheamă profesoara aia, nu stă după mine. Diseară o să merg la mare și după? Și după, sau diseară o să vin la mare. O să vin la mare, gata. Gata, acum hai că mă duc, bun, ok. Bă, fraților, fiți atenți, acum o să mă transform în acesta. Dar el nu o să știe, mamă, deci deja e super enervant. Și acum hai să mergem în clasă să vedem ce părere are și ce face ăsta. Să nu cumva să chiulească, să tragă cu ochiul prin alea. Ok, stați puțin că trebuie să nu mă vadă când intru ca ăsta. Stați puțin, trebuie să mă duc aici în spate pe lângă el. Ia mă, ce face ăsta, scrie acolo, mă, uitați-vă la el, bă, fraților. Dar vine să crede ce puteți scrie, prost, uitați-vă. Bă, stă pe telefon, nu cred. Deci caută pe telefon prost, uitați-vă la el, stă caută pe telefon. Doamne, cât de prost e, mamă, cât de prost e. Bă, ce, doamne, iartă-mă, facem asta aici, mă, caută pe telefon. Doamne, ok, măcar știe să caute, că vedem că nu face gălăgie ca prostul și parcă ta s-a pus el în prima bancă ca prostul. Doamne, cât de prost e copilul ăsta. În fine, haideți că revenim ca profesor, că deja nu se mai poate, fiți atenți, că îl prindem direct în flagrant. Fiți atenți, gata. Fiți atenți, bun, bă, stai, bă, mi-a rămas, s-a blocat. What? Doamne. Bun, gata, că am revenit. Hai să vedem. Copile? Ce faci? Unde te uiți la tablă acolo? Ai scris? Da, stai că mi-am puțin. Pe unde te uiți? Tu ești pe pereți? La ce, doamne, iată, mă, te uiți acolo? Nu, stai, e așa. Ok, gata, hai, ai scris? Gata? Ba nu. Hai, copile. Acum. Gata, încă o minut. Gata, gata, hai să vedem ceea ce reușești tu să scrii. Pune-te, stai. Rămâi aici. Șterge, gata, ce? Ce este mâna ta? Alo? Nimica! Ce faci cu telefonul? Aveți voi cu telefonul în clasa asta? Nu, tate! Nu, tate! Deși am întrebat, tate, dumneavoastră aveți probleme la... Eu am probleme, tu vezi că tu nu știi să vorbești. Copile, tu ești tânăr, eu sunt bătrân și tu nu știi să vorbești, tu nu vezi cum te bâlbâi în continuu. Eu am probleme. Bine, copil, hai să văd ce ai scris, în fin. Gata, hai să vedem. 3 plus 3 egal 6, care este eu? Mă, ce scris mai aici, copile? Capa are, este eu? Ce, doamne, iertă-mă limba-i asta, mă? Bă, așa te învăța profesorul tău, normal. Da. Păi eu vin aici să-ți predau. Profesorul a zis că e o clasă foarte bună și, în primul rând, tu ești singur aici în clasă, nu mai pun nimeni, noi colegi. Păi da, stai bună că sunt eu, bă, eu sunt vedeta pe YouTube, eu sunt la 112 pe fiantele, bă, vedeți o fire. Ei, mă cheamă Darusel, ei, am a bitch, ei, am the best, ei, și sunt cel mai speter, ei. Ok, copile, fii atent, copile. Care este capitala țarei noastre? Naostre. Egal, capitala țarei noastre România este București, conținând Wikipedia. Mă, tu ai căutat pe net? Tu nu vezi, tu ai scris? Nu! Tu ai scris sursa ta, unde ai căutat, prost, te fai? Doamne, cât de prost poți să fii, copile. Ce? Okay. Întrebare de română. Cum să scrii corect, diseară o să merg la mare sau diseară o să fi la mare? Corecție. Diseară asta o să... Mă, copile, tu de prost ești, mă, copile, nu știi. Mă, copile, bă, tu n-ai nimic în capul ăla. Bă, nu, școala asta e bine, este să prost să merg pe mine. Eu sunt deștept, ia și-a mea, mami, iaipa. Copile, stai locului, că-ți dau cu sabia asta pe cap. Mă, copile, la matematică văd cât te descurci. Dar la română și geografie, de fapt, și la geografie. La geografie căuta pe Wikipedia. Mă, copile, așa s-o face. Bă, ce e spate? Ce e, bă, bine, spate. Bă, copile, ia-ți. Bă, uitați-vă cât de prost e, doamne, acum hai să mergem acasă. Bă, n-ai mai făcut un copil ăsta, e prea prost, stai acasă să vedem ce se... Schimbă din toate, bă, stai, stai,
stai, stop, 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 Darcel, Darcel, stop, 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 stop. Ce faci, bă, fraiere? Ha? Dai mine, ha? Dai mine, ha? Așa faci. Pa, păi, tare-ți, Rafaele. Am băi, am băi, ha. Păi, tu te poți cu mine, bă, Rafaele. Da, bă, nu, gata, 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 gata. Stai puțin, mă, prostule, mă, prostule, tu chiar... Bă, prostule, bă, dar știi ce ți-a venit, mă, să faci? Că tu ești atâi, că ești profesor, tu te bălicea, bă, Rafaele. Bă, eu spus, stai... Doamne, tu nu... Prea miște pentru școala asta, ia zi-a lui, nu-i așa? Ii, da, nu, ne-i lui, da, da, bă, știi, bă, uite, uite, și băiatul ăsta crede că e mai mică decât tine. Și, bă, eu sunt prea miște pentru școala asta, de asta n-am nevoie de școala așa, că lasă-mă, bă! Doamne, dar... Tu nu vezi că nu ești să vorbești, bă, stai puțin, prost, dar nu mă întrebi așa, nu mă întrebi nimic, de ce m-am transformat, eu așa și toate astea? De ce te-ai transformat? Păi nu știu, ea vorbește cu alunel, dar să le de ce m-am transformat, eu un profesor pentru tine. Așa, mă propun interesante pentru tine, super interesante, dar foarte nașpa pentru mine. Ei bine, aș vrea să te transformi într-un profesor și îl păcălești pe acesta în așa fel încât să înveți, să speri și tu poți să vezi. Aaa, bă, ce la caca, fie. Doamne, dar nici măcar nu te-a... Dar să... Papa! Ce ai făcut, mă, la lunelul? Doamne, cât de prost e copilul ăsta, mă, fraților. Da, bă, atât s-a putut. Ei bine, ideea asta am văzut-o de la voi în comentarii, să mă fac profesor, s-a întâmplat, am făcut-o, vă mulțumesc pentru idei, mai lăsați acolo idei cu ce vreți să-i mai faloi, dar să... Bă, ce facem? Bă, ce vrei, bă, dați like și ajutați-mă, vă rog, ajutați-mă, vă rog. Ia, mă, te crești mecher, te crești mecher, ia fi nouă, fraier, vine, gata, stop joc! A venit peștile și te-a mâncat, ba nu, a venit rechinul și te-a mâncat, Bă, dar sele, hai mă, unde e, că mai am nevoie de mâncare, mi-e foame, nu ne-am gândit să luăm mâncare, unde, Doamne, iartă-mă, mai pot să mergem, frate, că nu înțeleg. Hai, Rafaele, hai, dar obosit, stai puțin, că am obosit rodătuat. Stai puțin, mai explicăm puțin de ce a trebuit să mergem prin toată pădurea asta, că m-am pierdut, nu vezi cum e, să nu mai copaci pe aici, nici nu mai... Ce se întâmplă? Păi, fii antenă, bă, Rafaele, noi trebuie să mergem acolo la e fată care... Una, e unilă care fie antenă, are o casă abandonată, bântuită, adică nu bântuită, da, pantată și fie antenă. Stai puțin, ce casă bântuită, dar cine e fata asta, de unde, Doamne, iartă-mă? O fană! O fană? Că are o casă abandonată și vreau să ajutăm să dizlim un mister. Schimbi de toilet, hai! Nici măcar nu te înțeleg ce vorbești, dar în fine, dar să le... Hai să mergem odată, mă, omule, că deja nu mai pup, bă, mi-e foame, mi-e sete, eu nu mai știu ce... Hai, vine, uite casa! Bă, ce casă? Asta nu-i casă, omule, stai, dita mai... Ce doamne iartă ca... Asta e casa ei? Da! Păi și iar... Stai, cum adică asta e casa... Tu vezi că e o casă abandonată, cum adică e casa ei? A fost casa ei, hai, vino! Păi și de ce trebuie să venim aici dacă a fost casa ei? Ce treaba avem noi cu casa ei? Hai acasă, doamne, sele, ce doamne iartă-mă, stau aici, mă! Păi, dar ce e asta? Hai, bravo, tată, păi pentru... Ne plătește casa ce dacă nu mai e casa ei? Ce treabă mai are? Dacă nu mai... Păi dai casa abandonată, hai domnule, iartă-mă să plecăm de aici, ce domnule, iartă-mă, facem noi aici, dar sunt tu când ești... Bă, Rafaele, ești prost, stai, bă, Rafaele, că nu-i face nimeni nimica! Doamne, uite-te că e luna plină, frate, mi-e fric, doamne, mi-e frică, rău, tot, ce... Salut, Rafaele, ia, dă-te la o parte, what? Mă, Darusel? Bă, ce să... Unde suntem? Nu știu, citește! Salut, Rafael Darusel, mersi că ați venit la casa mea veche. Aceasta este casa bunicii mele și eu am copilărit aici. Sper să fiți în viață cât timp locuiți aici, semnat Ionela. Ce, mă? Nu știu, bă, Rafaele! Cum adică sper să fim în viață? Cum adică să locuim aici, Darusel? Tu mi-ai zis să explorăm, nu să... Schibituiesc, da? Du linuță, ați like și subscribe. Să scrie, mamă, schibituiele nu știe să scrie. Tu, să scrie, dați legat. În fine, Doamne, Darusel, mă, ce zona asta? Nu știu! Mai cât-a. Adică să locuim aici, Darusele, tu te auzi, tu vezi ce scrie aici, auzi? Cum adică să locuim, bă, tu accepti să locuiești aici, prostule? Stai! N-avem casa noastră, omule! A, Darusele, vezi că nevoie să mergi... Porcă, nu, Rafaele, și între, Rafaele, dacă tu te uiți acolo, e lumina în cameră, nu? E lumina în casă, da, și de ce scrie camera Rafael Gă acolo? Ia să-i, mă, cum mă duc, dar stai înainte de toate să merg. Ia, geam pe aici, uite, poți să intri pe geam? Nu poți să intri. Stai că mă mănâncă asta, Darusele, stai că mă mănâncă... Aolo, scarpină-mă tu, Darusele, ia, vezi scarpină-mă tu, scarpină-mă tu. Hai! Pă, prost ești, mă, Doamne! Hai că intru, hai, lasă... Bă, deci, adonar să vezi că n-ai voie să mănânci burger, Doamne, Darus... Mă, de ce mi s-a stins mie lumina dacă tu ai intrat înăuntru? What the fuck? Mă, ce ta... Înăuntru! Păi, stai... Ce-acum a venit înapoi? Mă, ce-i ăsta? Darusele... Bă!
O, ce? What? Camera Rafael că... Adică, ce vrea să însemne asta? Am luat dragonul ăsta, ia că îmi pun capul de dragon, dar însele pe cap. Wow, foarte amuzantat, mă, dar însele, mă, mă, ce ia? Bă, dar se tunesc că pic în gol aici, mă, ce? De ce? De, da, da, explică. Bă, pur să vină înapoi, vină înapoi, vină înapoi, urcă. Bă, ne, ne, bă, 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 dar se, dar se, unde, bă, de unde știi, mă, tu să constantei? Ok, e ca suspectă casa asta și ești foarte suspect, dar însele, de ce? Hai să dormim, nu? Bă, dar să le... Bă, nu știu ce se întâmplă aici, mă, omule. Ce ăsta, nici n-ai cum să mai ieși pe unde era ieșirea, dar să le pe aici. Doamne, dar să le vină, mă, tată. Mă, cum adică să locui bine? Explicați și mie. Cum am putea... Ok, gata. Cum să locuim noi aici? Tu te auzi ce spui, dar înseamnă, adică... Ce accept să faci? De ce am... Vino! Nu, de ce am venit aici? Explicăm, de ce am venit aici? Noi trebuie să dezușim un mister, bă, Rafael, așa... Ce mister? Un mister cu... Camera lui Darusel. Ce bunică să facă, scrie bunica lui. Ce pa frumos, e? Scrie bunica, nu bunica să. Păi da, păi nu, asta e casa bunicii lui Ionela, dar are un bunic care a murit și nu știe de ce. Și noi ce trebuie să facem, omule, acum, că nu înțeleg de ce am intrat în casa asta? Să căutăm informații despre bunicul ei. Și cu ce ajută până informațiile despre bunicul ei? Ca să știm pe casă, bani, bro, 50 lei. Ce să ne plătească, mă, că eu nu știu pe aici, m-am pierdut prin toate astea, nu înțeleg pe unde să merg, omule, pe unde ești, Darcel? Darcel, unde ești? Ce aici? Nu e nimic, bă, ce faci, mă, cu TNT-ul ăla, ți-a dat TNT, ce doamne iertă mă faci, ce mi-ai dat? Am găsit ceva pe jos. Doamne, Darcel, bă, hai, omule, dată să plecăm, doamne, iartă-mă, de aici, că deja, bă, e... Accepti așa ceva, frate, mi se pare absolut incredibil. Doamne, dar se... Unde ești? Ok, stai puțin. Aici cred că e afară. Dar am văzut o scară aici, este corpul. Ia, ce e aici? Vino sus, Darcel. Darcel! Vin, unde? E o scară. Ce faci, mă, acolo? Doamne, ia. Hai că nu, tu te-am văzut când ai fost cu ele, mă, dar să tu faci o farsă sau nu înțeleg ce aici, mă, dar să că de ce am mai nervat. Bă, am găsit o carte pe aici, dar nu cred că e nimic în ea, ia stai să mă mai pe aici prin partea. Stai și tu sus, dar să ele. Hai sus. Vino puțin că e o carte aici, adică altceva pe aici prin casa asta n-am văzut nimic, doar că e o carte și că mă scobesc ras, că mă mănâncă rasul și am o muscă pe aici, mă enervează. Ai găsit cartea lui Gheorghe Cumătaru. Gheorghe Cumătaru. Cine, doamne, iertă un Gheorghe Cumătaru? Această carte a fost scrisă de un prizonier. Nu, ce, doamne, iertă mă, care a murit pe data de 9 septembrie anul 2006. Cu adică pe 9 septembrie, mă, de ziua mea a murit? Mă, ce, mă, ce, mă, ce e asta? Mă, ce, bro? Bă, Rafael, adică? Pe cum adică, mă, a murit în ziua mea? Ce, doamne, iartă mă, înseamnă asta? Bă, poți să-mi explici și mie unde... Bă, Rafael, dar nu știu, că nu-s român. Sa, ce ești tu? Și dacă ne... Și dacă... Ce legătura e... Ziua ta naștere cu România, cu ce naționalitate și tu, dar înțeleg că nu te înțeleg. Nu știu, bă, Rafael, ia citește. Stai, lasă-mă, stai puțin, că trebuie să mă calmez, mă, frate. Bă, păi eu nu știu ce, doamne, iar tu a început, dar înțeleg să mă aduc aici. Mi se pare totul foarte suspect, de la faptul că am intrat în casă. Gen, m-a adus aici și o casă ciudată. De fapt, nici nu știu de ce mi se pare suspect, dar totuși mi se pare suspect. Bă, Darusele, poți să-mi explici și mie cum se face că pe omul ăsta, Gheorghe Cumătaru, cartea lui, și că e cartea lui Gheorghe Cumătaru, dar și că a fost scrisă de un prizonier. Păi era a fost prizonier, mă? Da, cred că te... Bă, dar mă citește că te dau la câini. Păi da, care a murit? Dar cum adică a murit în ziua mea, doamne, ce ciudat. Misiunea ta este să te duci la închisoarea unde a stat Gheorghe Cumătaru și să vorbești cu spiritul lui. Cum ați... Păi ce, mă, s-a murit în închisoare? Da! Da! A, wow! Și de ce? Păi și acum, doamne, astea vrei să ajung într-o închisoare? Dacă e o închisoare! Nu sunt oameni? Cine îmi dă mie autorizație să intru acolo înăuntru așa ca un om? Ai abandonat? Păi de ce e abandonată? Din cauza lui? Întreabă de ce a fost condamnată la pușcărie? Păi cine să-l întreb? Apă, spirit, ok. Notează toate informațiile într-o carte și întoarce-te... Nu știi să scrie omul ăsta care a scris aici, Gheorghe Cumătaru. Și întoarce-te... Păi scrie, ai găsit cartea lui Gheorghe Cumătaru. Păi stai un puțin. Mă, ăsta a murit și a făcut carte. Cum a făcut cartea? Păi nu, bă, la uite. Dacă de la ultima pagină scrie acolo Ionela. Păi știi ce scrie, că e cartea lui. Despre el trebuie să scrie. Păi la nici asta, mă, e ca tine, doar el nu știe nimic. Doamne, notează toate informații într-o carte și întoarce-te în această casă să pui cartea cu informații din USL. Și că informații, în fine, luate de aici. Deci stai puțin, nu. Deci trebuie să-l întreb de ce a fost condamnat la pușcărie. Să vorbesc cu spiritul. Trebuie să notez toate informațiile într-o... Păi dacă nu vreau, mă, să vorbească spiritul cu mine. Ei, atunci, papa!
Unde ești, mă, omule? Hai că e foarte amuzant. Vino înapoi. Ok, deci eu chiar nu înțeleg. Bă, ăsta e prost vreo de tot copilul ăsta. Eu chiar nu supor, mă. Bă, doar, nu te supor, mă, doar, dar înțeleg. Și că întreabă de ce a fost la pușcărie, nu te am toate informații, nu înțeleg ce caut, de ce trebuie să mă duc eu. Pentru ce, dar înțeleg. Mă, te-a plătit? Da! Cu câți bani? 5.000 de euro. 5.000 de euro? Da! Și tu vrei să-mi spui mică cu ăștia 5.000 de euro? Ok, dar se... Ionela, 69420... Mă, ce? Bă, e Ionela aici! Notează toate informații într-o carte și întoarce să această casă să pui cartea cu informațiile luate aici. Dacă reușești misiunea, vei primi în schimb 1.000.000 de lei. Mult noroc, Ionela! 666 ajutor, 66... Mă, ce? Codul? Codul? Scrie Ionela un cod. Puta! Bă, bă, tu cu cine ai vorbit? Cred că Ionela e un fantom! Ionela 666 has left the key. Dar se... Eu nu cred că ai vorbit cu... Hai, doamne, iartă-mă, am luat acasă. Eu nu cred că ai vorbit cu nimeni, bun, dar Arsele, ce se întâmplă aici? Acum, adică, să stai aici... Bă, dar Arsele, știi ceva? Hai, lasă-o în pace cu toate prostile. Eu vreau să mergem acasă, că nu se mai poate așa ceva, omule. Bă, dar Arsele, dar Arsel, mă auzi? M-a apărut o pată de sânge pe aici. Dar Arsele, ce nu... Dar Arsele, unde ești? De ce nu răspuns cu mine? Dar, mă, ce... Mă, ce s-a întâmplat? Dar Arsel, unde ești? Rafael e sus în spatele tău! Unde, mă? Ce faci, mă, aici? Bă, ce faci, mă, prins acolo? Coboară, mă! Mă, ce faci? Bă, prostule, cum ai ajuns acolo, mă, coboară? Cum ai ajuns, mă, acolo? Bă, plec! Dar Arsel, coboară, cum, doamne, iartă, mai ajuns acolo, mă, unde rupe asta? Sparge, Dar Arsel! Ce s-a întâmplat? Bă! Nu, am căsat jos de tot. Mă, ce e ăsta? Unde m-a adus? Dar de ce am acceptat să vin cu el, frate? E ceea ce s-a întâmplat? What? Bă! Ce, doamne, iar... 666, unde credeți că plecați? Mergeți la închisoare. 1-9-5-3-2-2-1-6-3-5-3-1, coordonate sus. 666-666-6. Uită-te în spate. Adică... Dar Arsele, unde mai pus tu să fii, da? În fine, hai să vedem. Bă, avem nevoie de sanity pill-uri din acestea, dar eu o să las câteva de astea pentru că am nevoie de sanity-uri. Eu o să-mi iau un sanity, o să-mi iau un termometru. Bă, dar mi-ai luat toate, mă! Bă, eu cu ce, doamne, iartă-mă, stau, mă! Ce-ai luat, mă? Bă, unde sunt, mă, uite-mă? Am Așa, ok, bun. MF, carte și ok, carte și ghost writing pe același lucru. Ghost Reader, poate. Asta, Ghost Spearbox. Bă, vină, mă, prostule, în pace. Doamne, cât de prostii, dar Arsele. Bă, trebuie lanternă. Hai, mă, dar Arsele, ia-ți lanternă. Hai, că eu am mers lanternă. Ce, doamne, iartă-mă, deci trebuie să stau aici cu termometru să vedem câte grade ne indică. Bă, fraților, în momentul de față, eu am risc viața cu prostul, dar Arsele, la un lucru pe care absolut deloc nu-l înțeleg. Ce, doamne, iartă-mă. Dar de ce, doamne, iartă-mă, ce trebuie? Eu tot n-am înțeles ce trebuie să facem, dar înțeleg și nu înțeleg de ce am fost prost ca să vin cu tine la chestiile astea. Dar, în fine, hai să căutăm fantoma, că de ce nu? Altceva mai bun n-aveam decât să mă duc eu, să poate... E mai bine să mergi să cauți fantoma decât să te duci la școală, dar înțeleg, nu? Ia uite o carte aici, ciudată. Da, foarte bine, auzi, deja s-aud sunete, dar înțeleg. Bă, da, prinde și tu luminile alea, că sunt multe lumini pe aici pe care... Acum! Trebuie să le aprindem și noi, dar înțeleg, că na, hai că nu trebuie aprinse, zic și eu, nu? Da, de ce? Bă, 4 grade aici. Ia, vino. Vino repede. Unde? Un grad. Vino repede aici. Dar să el intrăm în prima încăpere din stânga. Când intrăm, mă? Ok. Fii atent. Bă, cât e? Ok. O să pun asta, dar cum o pun eu jos camera? Bun, gata, perfect. Hai, vorbește tu cu el. Hai că ies, mă duc afară la camera. Mă duc la camera. Tu vorbește cu el. Vorbește, mă. Ți-e frică? Nu, Tyler Wilson sau Tyler Wilson? Vorbește, mă, cu el. Uite, să-l văd arăză. O să pun un spirit drept. Bă, vezi că e activitate 10. 6, cât e? 6, 7. E 7. Level 5 la ce? Level 5. Level 5, fii atent că mă uită pe cameră să văd dacă vorbește cu el. Deci avem MF, perfect. Vorbește că eu mă uit dacă sunt costorburi. Dar vină în fața camerei. Prieten, în fața camerei să te văd. Vorbește cu el. Aici nu e el. Vorbește cu el. Te pot ajuta? Unde e? Bă, ce se întâmplă? Să închide lumina? Fantoma! A venit? Te ia fantoma! Uite-o! Vezi, prostule, în ce te-ai băgat? Mamă, cât de prost e copilul ăsta, mamă, trebuie să fure repede la... Are trip! Ce-ai făcut? Dar să-l... I-a băgat capărul la fantoma! I-a băgat capărul ce fraierul e!
Bravo, 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 doamne, iartă-mă, Darusule. Uite pentru ce te riști, prostule, că deja vin fantoma după tine. Unde ești? Mă, ce faci? Unde te duci? Pe foc! Tot vine că eu nu văd. Vine, vine, vine și aprinde. Bă, vine, chiar vine, uite-ți-vă la fantoma. Păi, fi lângă Darusule, fi lângă Darusule, nu vin să cred. Bă, Darusule, bă, vine bunica sau după tine, Darusule. Doamne, Darusule. Dar ce-a făcut tu, domnul? Domnul, dar nu eu. Eu ești română, nu vorbesc bine. Cum ăsta, Sabibi? Toni, dar prostii, Darusule, hai, omule, odată, unde ești? Ce faci acolo, Darusule? Hai, hai, hai. Pe foc, foc. Știi ceva? Știi ceva, Darusule? Eu să te las pe tine acolo, hai, că am plecat, papa. Cum îl vei trola pe Darusule 2012 ca o oaie în Minecraft la fața ascunselea? Ei bine, după cum puteți vedea, am acest dispozitiv și mă pot face o oaie și pe lângă oaia aceasta, că uitați-vă, suntem pe lumea de lână, uitați-vă, toată lumea asta e plină de lână și ce lipsea de aici decât o oaie? Ei bine, am adăugat mai multe oi pe aici și să nu-și dea seama Darusule. Darusule oricum o să mă caute pe mine disperat, ne revenim în forma noastră normală, dar din păcate acesta nu ne va găsi și pe lângă oaie o să mă fac și tort. Ce spuneți? Crezi că o să mă găsească? Scrieți acolo în comentarii. Băi, Darusule, ce faci, mă? Oamenilor le-a plăcut foarte mult și au zis să facem din nou aici și știi că le-a plăcut foarte mult. Eu zic, Darusule, să facem din nou la fermă. Eu o să mă pun că așa au zis oamenii că le place când tu mă cauți, Darusule, și e comic că tu nu mă găsești, că ești fraier. Așa au zis. Hai, mă, Darusule, vorbește, mă, omule, ca lumea, că deja din prima secundă, Darusule, vorbește. Așa, Darusule, avem căscuțele, da, folosește căscuța cum trebuie, ca să ne auzim cum trebuie. Folosește căscuța cum trebuie, omule, ține căscuța mai lângă. Hai că ți-o pun eu direct la ureche, gata, hai, omule, gata, că dar prima rundă începe acum și, fraților, ei bine, știți ce o să se întâmple, o să fie foarte frumos aici, Darusule, eu pot să zic că oarecum am ascuns, Darusule, pot să zic acest lucru și pot să mă cauți, Darusule, pot să vii de acum. Okay. Adică ai un indiciu că probabil nu m-am dus foarte departe de spawn, asta te poate ajuta pe tine, pentru că, da, intră pe aia de fermă, hai! De fermă! Da, vorbește, mă, omule! Doamne, Darusule, deja mă enervez din primul ăsta, ce cum ești, mă? Brafele, cum e? Cum ești? Ai, doamne, ai chiși prost, Darusule. Băi, fraților, deja mă enervează copilul ăsta, dar hai să vedem o vin. Ha, mă, Darusule, ce, doamne, iartă-mă, ține căscuța aia cum trebuie, să te auzi și eu cum trebuie, vorbește cum trebuie. Dar, păi vorbește, mă, omule, cum trebuie la căscuță, tu nu știi să vorbești cum trebuie. Ba, nu, Darusule, da, vorbești cum trebuie. Doamne, Darusule, ești enervant, în fine, Darusule, eu m-am ascuns, nu să mă găsești. O să ai 2 minute la dispoziție, Darusule, de fapt 3 minute o să ai la dispoziție, stai puțin, că o să stau acum, o să pun un cronometru, Darusule, de, o să fie 2-3 minute, vedem cât o să fie, dar însă, oricum, tu îți dau și indicii dacă dorești, Darusule, dar momentan... Acum să-ți dau un indiciu, Darusule, indiciul... Indiciul meu este că pot să zic că te văd, Darusule, dar acum pot să zic că nu te... Adică, bă, oricum te văd de peste tot, asta nu prea e un indiciu mare, dar să-ți mai dau un indiciu, 30 de secunde, mai durează, Darusule, nu-ți dau așa de repede. Cum e zona asta pe aici, mă, fraților, ok, bun. Deci prostul ăsta, bă, n-are nicio șansă să mă găsească pe mine, efectiv. Da, pe bune, da, oricum, hai să vedem. Darusule, mă auzi? Bă! Da, ce vrei? Vorbește, mă, omule, cu mine, unde ești? Ce faci? Da, vorbești, bă, unde ești? Nu, sus, da, dar nu mai țipa, bă, știi să vorbești la căscuță, mă, ține căscuța cum trebuie. Bă, nici, bă, acum, bă, da, vorbești tare, după vorbește încet, ce, doamne, iar tu mai faci la căscuța aia, mă, unde o ții, Darusule? Doamne, ți-o bagi... Să bagi în gură, după o bagi în funduleț. Doamne, Darusule, ce prost ești, mamă de... Darusule, lasă-mă casca aia cum trebuie să te auzim și noi cum trebuie să te audă toată lumea. Doamne, Darusule, hai, mă, e un minut, Darusule, la dispoziție, mai 2 minute, o să-ți mai dau un indiciu. Culoarea portocaliu, Darusule, îți dau un indiciu, culoarea portocaliu. Să mă pregătesc, Darusule, nu știu de ce aș putea să mă pregătesc. Bă, Darusule, ce faci, mă, mănânci morcov, bă, a zis portocaliu, nu să mănânci tu un portocaliu, Darusule. Dar că am zis, ce limba vorbești, mă, acolo, Darusule, că mă enervezi, omule. Ce, doamne, iartă-mă, limba vorbești, că nu înțelege nimeni, tu știi să vorbești cum trebuie, omule. Doamne, dar nu mai nervi, știi să faci. Doamne, mai ai un minut la dispoziție, Darusule. Mamă, dar prost. Un indiciu, Darusule, fii atent. O să-ți mai dau. Fii atent, fraților, ce ți-i fac la prânzul ăsta, că îi dau și cu ouă, că de-astea le-am luat pe aici, ca să fie mai interesant. Oricum, să știe clar că nu o să mă găsească niciodată, că la cât de prost e, dar în fine. Darusule, mai ai 2 minute și 20 de secunde, vreau să spun. Ok. Și nu mai vrei indiciu? Ba da, păi da. A, păi nu știu, un indiciu, Darusule, pe care aș putea să ți-l dau este faptul că sunt undeva la roșu, Darusule, văd ceva foarte, foarte mult roșu. Darusule, hai mă, cauți, eu... Vin!
Unde fii, mă, tu, Arsele? Păi știi măcar unde sunt? Unde, dar tu unde ești, mă, că te vedeam și acum nu te mai văd, Arsele. E ceva rău. Ce fac, mă, prostul, ai murit, Doamne, Arsele? Hai că revenim direct cu runda următoare. Bă, fraților, prostul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar a murit aici, nici nu mai știu ce voiam să zic, că mă enervează, e un mare prost. Prima rundă e evident că a pierdută ca de obicei. Hai să revenim cu runda a doua și schimbăm și harta și să vedem ce troll mai facem de data aceasta, pentru că hai că fiți atenți, hai că runda asta să fie mai lejer, să nu-l trolez chiar așa strast. Mă mai fac și om, că așa oricum el nu o să mă găsească niciodată, dar oricum. Și când mă trolez așa ca animal, o să-l trolez și mai rău. O să am de gând, nu știu, o să văd ce să-i fac. Mamă, fiți atenți, am o idee, o să fie tare. Acum pentru runda a doua de hide and seek în care îl trolez pe Darusel, avem toate hărțile la îndemână, sunt într-o singură hartă și pot să mă fac aici toate animalele, dar astăzi vreau să mă fac o oaie sau aș putea să mă fac acest tortuleț. Uitați-vă, sunt un tort aici și o să mă ascund într-un loc super tare. Pe lângă aceste lucruri pe care noi le avem, avem acest flint and steel, avem acest arc cu care o să tragem după Darusel și avem aceste ouă cu care o să dăm după Darusel. Asta se va întâmpla astăzi și scrieți în comentarii, bă, eu chiar sper totuși să nu se prinde niciodată Darusel asta, pentru că știu că vă place și vreau să facem cât mai multe și dați acolo cât mai multe like-uri. Băi, Darusele, eu o să zic că m-am ascuns, sunt gata, Darusele, poți să vii după mine. Acum, băi, vrei să zic și unde sunt, mă, Darusele, dar aveți regret să-ți casca aia, că parcă mă aud acolo de la tine, Darusele, în căscuța aia când vorbesc cu tine, vezi cu ca... Bă, pot să zic că te văd, dar... Ce faci, mă, ce sunete mai bași pe acolo, mă, Darusele? Lasă-ți telefonul. Bă, n-ai voie să-mi trișezi, Darusele. Alo, ce se întâmplă? Păi ce faci cu telefonul ăla acolo? Pe TikTok, bă. A, stai să opresc eu acum locația ca să nu mă vezi. Da, mi Darusele. Ok, Darusele. Bă, vreau să spun că eu te văd când te urci prin niște copaci, Darusele, dar atât pot să zic, oricum e harta dita mai cu ideea asta că zic că te urci printre copaci, probabil că aș putea să fiu undeva la înălțime sau probabil undeva lângă tine, Darusele. Adică ai două indicii de, după care poți să te iei. O să dau acum drumul la cronometru, că încă n-am dat, o să-ți dau 5 minute la dispoziție, Darusele. Și ceea ce vreau eu să spun este că nu prea cred, mă, că o să mă găsești, Darusele. Nu prea ai tu șanse, mă, Darusele. Nu ai șanse dacă vrei să știi tu treaba aceasta, tu chiar nu ai șanse, Darusele, pentru că eu, bă, eu chiar sunt bine ascuns. Chiar sunt bine, e mișto că suntem pe toate hărțile acum, chiar e super tare. Bă, unde ești, mă, că nu te mai văd. Asta pot să zic, acum chiar nu te mai văd, Darusele. Darusel, bă, căscuța, bă, vorbește, bă, alo, bă, am dat drumul la căscuță, mă, bă, ce facem asta? Darusel, alo, Doamne, nici nu mai vrea să mai vorbească. Mă, ce, mă, nu mai merge căscuța? Doamne, ha, ok, bine, Darusele, dacă nu mai vrei să mai vorbești cu mine, tu ești tryhard. Bă, ce? Bă, Parafele, mi-a căzut saliva pe căscuță de asta. Doamne, bă, las, bă, ți-am zis să ai grijă cu căscuța aia, dar nu știu cum să scadă saliva pe căscuță, mă, omule. Bă, tu te-am să ai tâmpit? Păi vorbești cum, adică costă bani? Cum adică nu costă bani? N-am dat bani pe căscuțele alea, dar să ne auzim cum trebuie, să ne aud. Nu-l mai supăr pe băiatul ăsta, bă, dar să le, nu știu ce să mă mai fac cu tine, bă, dar două minute au trecut, dar să le, și mă mir că tu nu vrei indicii, dar să le, mă mir că tu nu... Bro, 5 guys. Mă, dar să nici măcar nu știi să vorbești, omule. Nu dau niciun afel de indiciu. Nu-ți dau niciun indiciu dacă te mai joci cu căscuța aia mult, dacă mai salivezi mult pe căscuța aia sau dacă o mai mici mult, gata, bă, Doamne, dar să le, ce zic eu, el ia căscuța. Ok, fiți atenți, oameni buni, ce să fac eu acum? În momentul de față, ok, gata, hai, mă, să fim normal. Gata, hai să ne comportăm normal. Uitați-vă la prostul ăla cum stă acolo și o să dau cu arcul după el. Ia, fiți atenți, hai, mă, să încerc. Da, mă, merge. Nu, m-a văzut. L-am omorât. Nu cred așa ceva. Doamne, cât de prost e. Bă, ce faci, mă, prostule, Darusele? Așa, chiar așa mor din prima. Bă, da, ba. Ascunde-te și o să te caut de data asta. Din păcate, da, fraților, e și rând. Hai că... Bă, Darusele, deja mă enervezi. Hai, odată că vin după tine, te-ai ascuns? Da, ok, bine, Darusele. Hai că vin acum, hai mă că vin acum după tine, Darusele. Te-ai ascuns, zici tu, mă? Hai, iubita mea, hai, iubita mea, hai, vino. Da, iubita mea, așa zice tu. Bine, mă, Darusele, ia, mă. Gata, Darusele, taci, mă, din gură, ia să vedem. Deci, ok, deci mergem aici, bă, nu cred că e Darusele. Pa, aici, unde o fi? Mamă, da, edita, mai harta, cum asta să mă gândesc? Mamă, deci e foarte, foarte greu, Darusele. Nu știu, sincer, cum te poți ascunde tu aici. Adică, pot să înțeleg faptul că este foarte greu când eu mă ascund, Darusele, pentru că, bă, frate, edita, mai harta. Când sunt toate astea patru, adică dacă era una era mai ușor, dar acum când sunt toate patru e greu, pentru că trebuie să fii foarte atent să te ca... Bă, tăi, mi se pare că am văzut ceva acolo. Ce ai zis, că vezi albastru? Da! Dar albastru ce vezi? Că albastru e pe fetă. Dacă vezi pereții, e logic că vezi pereții albaștri, nu? Nu pereții, nu! Da. Înăuntru! Ești înăuntru? Da! Înăuntru? Bine, ești înăuntru, dar să le... E bine, stai puțin să dau și eu drumul la cronometru. Am 5 minute la dispoziție sau vei de bine, oricum. Ce știu, uite, mă, 2 minute.
unde? Mamă, frate, câtă hartă e. Păi nu cred că chiar nu poți să te găsești, frate. Edita mai harta. Nu-mi vin să cred așa ceva. Dar să le am o întrebare pentru tine. Ce e albastru? Vezi albastru deschis sau albastru închis? Albastru deschis. Tu nici măcar nu știi să faci diferența între albastru închis și deschis. În fine, numai. Ok, ok. Mă, ce mă cu... What? Ok, stai puțin. Am crezut că se vedeau niște pași, dar... bă, nu, aici n-ai cum să fii dacă zici că vezi albastru. Mamă, bă, what the fuck? What the fuck? Bă, ce loc am... Bă, nu cred așa ceva, fraților, uitați-vă câte locuri sunt pe... Mamă, e incredibil așa ceva, păi și cum îl găsesc pe fraierul ăsta, mamă. Dar de ce cred că am impresia că sunt mai multe locuri așa? Dar bine, nici nu mai știu pe ce harte e asta, dar acum sunt toate hărțile, dar cred că sunt mai multe locuri de ascuns când sunt toate hărțile, mă gândesc. Și uitați-vă la... Blocul ăsta e ciudat. Ok, nu e nimic acolo. Și nici aici nu e bun. Hai să mergem mai departe. Alt indiciu, dar sele. Ce văd, bro? Doamne, dar Arsele, nici măcar nu știi să vorbești, omule. Ce, te crezi amuzant, dar Arsele, nimeni nu zice că ești amuzant, dar Arsele, doar tu crezi singurul că ești amuzant. Dar fii atent, fii atent, la fel, mi-e cald. Ți-e cald? Ah, ok, bun, ți-e cald, da, ți-e cald, bine. Ia mă să vedem, dacă e... Deci fii atent, la fel, văd albastru, sunt înăuntru și mi-e cald. Vezi albastru, ești înăuntru și ți-e cald, bine, înseamnă că ești într-un deșert. Și dacă vezi albastru, bă, asta e cu albastru, dar aici n-ai cum să fii. Mamă, și eu n-am alea după mine, frate, am uitat. Aba, da, am, perfect. Perfect, perfect. Ce ai? Nimic. Dar albastru deschis ai zis, da? Da. Bun, zici, mă. Bă, mai dă un indiciu, bă, că e prea mult. A, de fapt, ești la deșert, mă. Stai că ești la plajă, dar înțele. Aha, a, și în noți sau ce faci, dar înțele tu? Ia, mai dai detalii. Mai dă detalii, dar înțele. A, nu vrei, a? Bine, dar să bine. Ok, bă, da, nu, aici nu mai caut, da? De fapt, nu, n-are treabă să caut aici. Vezi albastru, ești în interior și vezi albastru. Bă, și aici s-ar putea să fii, nu? Ia, dacă mă... fraților, ăsta este. Deci ăsta este, ăsta trebuie... Mamă, what? No, nu e nimic aici. Am crezut că e aici, dar în fine. Deci ieșim în partea asta, n-am descoperit nimic. Au trecut 3 minute, dar înțele, și nu vine să cred că nu te-am găsit, mă. Bă, unde te-am iert, mă, ești, mă, tu, dar înțele, a? Nu știi. Păi nu știu, logica, nu știu, de asta te întreb unde ești, dar înțele, nu e logic? Păi că te lici să zic, bă, ia zic că te vrei. Păi da, mi-ai dat doar un singur indiciu, frate. Ce unul pe tot vreo trei? Păi mi-ai zis același lucru, că e cald și că... Ai trecut pe lângă mine odată. Când am trecut pe lângă tine odată? Acum un minut. Și acum am minut, nu știu unde eram. Doamne, că nici nu știu cum... nu știu cum aproximez tu un minut, dar înțele, și deja mă enervez, mă. Unde bă. Ce prost ești! Da, fraților, deja mă enervează băiețelul acesta, dar nu mă dau bătut, bă, frate. Mai am pe un minut mai la dispoziție și trebuie să te găsesc, dar înțeleg că deja mă enervez, ești super enervant și nu înțeleg unde ești, băi... Nu, stai! Taci, vorbește cum trebuie, ți-am zis în primul rând și în al doilea rând, dar înțeleg, spune repede că mai am un minut, spune repede dacă ești la deșert sau la plajă. Ok, bun, deci la plajă, bun. Hai să vedem, unde ar putea să fie asta dacă zici un minut, mă, frate? N-are cum să fie pe aici, dar asta nu știi să aproximezi un minut, mă. Nu știu, gen, nu știu unde ar putea să fie. Ha, mă, după aici, dar nu, n-are mă ce să... Dar să zicem neuntru, mă, unde? Aici ar trebui să fie altundeva, dar pe unde s-a dus? Aici așa s-a fost, nu e? Aici, nu cred că e. Bun, deci am intrat și aici, nu e aici. Pa, unde ar putea să fie prostul? Doamne, deci și pe aici nu e, nici pe aici nu e. Pă, nimic. Ce faci, mă, prostule, acolo? Ce faci, mă, prostule? Ai zis că ești la... Ai zis că ești la plajă, prostule, nu ești la... Hello. Hai că faci ca un prost, dar să știi ceva, deja mă enervez. Unde ești, mă? A, prost. Da? Să te caut? Bine, hai că te caut. Hai că te caut. Ia vină, mă, fraiere, du-te, mă, da. No. Wow, nici nu știi să folosești căscuța, nici nu știi să vorbești, dar înțele... Doamne, dar înțele, wow, nici nu știi să folosești căscuța, nici nu știi să vorbești, nu știi absolut deloc limba română, ceea ce e rușinos. Doamnelor și domnilor... Ce e aia? Nimic, dar înțele, hai, pa.